La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau Să Știu Sport. Mii de mulțumiri că sunteți alături de noi. Cum alături de noi sunt și prietenii de la Orange Sport. Deja știți lecția, povestea, patru canale dedicate, nu numai fotbal, pentru că asta este cel mai important. De asemenea, un site unde găsiți toate știrile importante și una bucată aplicație pe care puteți să o descărcați de pe site-urile de profil. Acestea fiind zise, nu mi-am luat perie nouă, dar despre invitatul nostru de astăzi am putea vorbi în introducere vreo 4-5 minute, cum spun bătrânii gazetari, pe melodiile lui am crescut sau pe melodiile lor am crescut, așa ziceau vechii gazetari. Îl cunoașteți de vreo 20-25 de ani pentru că a făcut parte dintr-o trupă, hai să nu ne ascundem, celebră la vremea aceea, Gaz pe Foc. După aceea s-a produs o schimbare în viața lui, s-a apucat de a se antrena și de a participa la niște competiții de care noi ne temem, adică le-am văzut doar la televizor sau am citit despre ele, a lucrat și în corporație, a fost, cum zice el, corporatist, avem multe de povestit și în ultima perioadă a dezvoltat o afacere, nu știu cum să-i spun, este antreprenor, ca așa se vorbește în ziua de astăzi, feel good, îi zice, prin care încearcă să învețe oamenii să mănânce, să se hrănească sănătos. Dragi prieteni, ca să nu mai lungim, Andrei Roșu! Salut! Gata, și-am terminat. Mulțumesc pentru introducere, ai spus cam totul, poți să da, gata. Salut, Andrei, și bine ai venit! La noi cu începutul e așa, ne-am născut și după aia începe invitatul, știi? Adică ok. Copilăria? S-a născut în Brașov, la maternitatea din Noua, lângă grădina zoologică, așa că îți dau un reper. Știu grădina zoologică din Brașov. Ok, 30. Da, frumoasă. Da, frumoasă. Acum, acum da. Da. Bine, mă gândeam, știi, din același motiv îți plac grădinile zoologice când ești mic și îți displac când ești mare. Corect. Pentru că iubești animale și când ești mic, sigur, le vezi acolo, îți plac, dar când mai crești, așa. Mă rog. Și nici nu e, părea foarte mare când eram mic grădina zoologică. Da. Acum mi se pare, foarte înghesit. Corect. Mă rog, așa, la 30 iunie, 7, 6 ora 9 și 20 dimineața, pentru cei care fac calcule, da, cum mai sunt. Da, cu mercurul, da, retrograd și... Exact, mama brașovean, câteodată București. An, după care mi-am petrecut primii ani la Cluj pentru că părinții erau studenți la Babeș Bolyai, așa, în căminul de la grădina botanică din Cluj. Acolo și... ai făcut primii pași, cum da, se primii zice, pași, da? Da, primii pași. La propriu. La propriu, în grădina botanică. După care am venit în București și vacanțele, mă rog, petreceam la Brașov, că acolo sunt majoritatea prietenilor, verilor, mătușilor, bunicilor, etc. Și mă rest ce, am făcut liceul, în vestitul liceu Jamone, care se numea Liceul Industrial numărul 32 pe vremea lui Ceaușescu. M-a prins revoluția la 14 ani, deci pot să zic că am trăit comunismul, da, cu stat la coți, cu tot ce trebuie, deci n-am, da, nu am nicio nostalgie. Ai prins jumate-jumate, nu? Ai prins a opta... Da, opta așa, opta așa și opta așa. Da, da, exact. Cu matricolă și fără matricolă. Și fără, n-am fost utecist, am scăpat la limită, da, urma. Da. Dar am fost comandant de grupă, ești și nu curos, de la roșu, da. A, și normal, Andrei Roșu. Nu puteai să-ți dea galben. Da. Așa, am terminat liceul, pe aia am făcut ASEU, Relații Economice Internaționale. Când eram în liceu, prin clasa 10, avându-i colegi pe Lucian Viziru și Răzvan Iacob, am fondat trupa Gaz pe Foc. Erați la bogați acolo. Da, la vremea, în anii 90, bogăția, da, nu știu ce, cum se măsura bogăția în perioada. Dar Lucian Viziru era cunoscut, iartă-mă, era cunoscut sau era un muritor? E, nu, în liceu era cunoscut, că fetele leșinau când intră. Da? Deci, da, între la propriu. Cu pletele, cu părul așa. Da, ok, vezi, pletele, da, măslinim așa. Nu, a rămas bărbat bine în continuare. Da. Deci, așa. Și el stătea chiar vis-a-vis de liceu și atunci era ușor să chiulim și să mergem la deci el. Deci el și chiar să... stătea la bogați. Nu, că era bloc. Nu era. Da, oricum, zona bună. Semi-bogat. Da, da. Dar tu cu talent la muzică de mic sau de unde? Măi, bun, știi, facem o trupă. Fii, da, atent. Astăzi cum am ajuns noi muzică, de fapt, pe vremea lui Ceaușescu. Bun. De ziua lui, pentru ziua lui care era 26 ianuarie, da, dacă mă amintesc bine, da, așa, în prealabil erau aduși elevi de la școlile de pe lângă televiziunea română, pe platou și pe cântecele înregistrate de, nu știu, Madrigal sau ce, așa, noi făceam playback. Știi? Da. Cel bun, cel drept, cel mare, cel viteaz. Ca să înțelegă cei care ne privesc din ziua de azi, lip-syncing-ul ăsta sau cum se cheamă, îl faci pe TikTok. Dar numai că nu era, cum să zic, când zici lip-syncing, păi trebuia să fie brici.
Da. Adică, și ca să fie bridge, trebuia să repeți melodiile alea. Și atunci la corul școlii, cam toată lumea din Jamone era în corul școlii. Dacă puteai să faci lip-syncing, erai... Da. Oricum cântai imnul dimineață, nu știu dacă ați trăit da. cu... Și lip-syncing-ul ăsta e cu 1, 2, dar nu cu da. 400. Și te ținea de dimineață până seara, dacă prindeai niște apă la chiuvetă, erai meserie. Dar am prins și 23 august cu, da. Cu coreografii ce se laudă acum cu 3D-urile ăștia. Vezi cartonașe. Vezi cartonașe. Da, da, da. Așa. Și acolo ne-am lansat, am fixat o formație, am cântat la festivitatea de, era la Balul Bobocilor sau ce mai da. Era pe acolo. Și așa am câștigat un pic de notorietate în liceu, după care în afara liceu și am început să circule niște casete. Noi am terminat liceul, fiecare și-a văzut de treabă, i-am dat la ASE, Lucian a dat la facultatea de, la ANEFS, sau nu știu cum se chema atunci, facultatea de educație fizică și sport, pentru că el făcuse tenis și din familie de tenismeni. Familie mare de tenismeni. Așa a fost campion mondial școlar. Chiar îi plăcea mult tenisul și să zic că a fost la foarte puțin de a intra în, de a lua puncte ATP. Pur și simplu nu s-a mai prezentat la un concurs, nu i-a sunat ceasul dimineața, trebuia doar să se prezinte pentru că avea suficiente puncte, trebuia să mai bifeze acolo și uite așa a ratat. Dar trecem peste. Vă povestește el dacă vine. Da. Așa. Și Răzvan, al treilea, când am debutat ca trio, era olimpic pe țară la biologie, chimie și vrează la medicină din clasa 9. Deci omul era... Acum e doctor la Fundeni, la gastro. Face niște cum se cheamă alea, colonoscopii. Dacă vreți, încă n-am ajuns la el, dar mă zic că e faimos. Uite, face reclamă. Da. Așa. Și el a dat la medicină, a intrat în primii acolo, fără nicio emoție. După care, deci am întrerupt formația, n-am avut nicio treabă și am început să circule casetele. Și o casetă a ajuns la Mihai Pocorski. Dacă vi-l amintesc, o să cred. România! Așa, avea un studio de producție publicitară. Și după vreun an, noi despărțisem, dezmembrasem, primim un telefon, am mers cumva cineva pe firul acelei casete, că, mă rog, cineva a tras o casetă de la altcineva, de la altcineva și am mers, tu de la cine ai, de la cine? Greușor, greușor, nu-i ca să-l găsi, da, cinstit și inspirația să te duci. Inspirația a fost că eu am lăsat un număr fix. Da. Vorbim de niște ani, așa mai. 02, nu, așa, da. 232, whatever. Așa și am primit un telefon acasă și a zis, uite, sunt de la studio, nu vrei să venim să vorbim, să venim să vorbim? Și ne-am stat acolo și a zis, bă, băieți, uite, mi-a plăcut, are energie, avea cred că la 95, 1995. Mi se pare interesant, hai veniți când aveți timp pe aici să trageți și vedem ce iese. N-am uitat, am înregistrat câteva melodii. Că prima a fost aia cu sar, sar, intră în joc, ritmul este gaz pe foc. Și am mers la un ceaiul de la ora 5, undeva în toamna 1990, care era The Ultimate. Da. Adică nu, peste... Da, Everestul. Everestul. Puteam să ne retragem în glorie. Da. Așa. Și mi-am zis că la Pitești era, așa. Și după aia am să primim cereri din țară, care era și perioada de baluri de boboci în toamnă, așa, să primim cereri, să vin la Arad, la concert, la nu știu ce. Și bine. Și a început așa, ușor, ușor, să se amplifice. Plus că am început să răsapară și alte trupe, erau paparude clas, după aia ca proiect ca 1, cu Fată Verde. Muzica nu era rea în perioada aia și bubuia, bubuise. Da. Era o energie, până la urmă. În fiecare generație are muzica ei și reflectă o stare de spirit. Era nou și să auzi în română niște, de la muzica ușoară, aveai numai, mă rog, un anumit tip de muzică. Și... Dar cine vă compunea? Noi. Noi tot am compus singur. Și muzica și versurile? Și versul și tot, da. Asta zic, dar trebuia să ai ureche ceva, că așa, nu? Da, dar, cum să zic, când investești foarte multe ore în muzică, că, cum să zic, îmi puneam casete, ascultam și făceam versuri pe melodiile alea, mă gândeam cum să fac, numai pentru a alege numele trupei, un caiet de 100 de file de la Dictando, cum se cheamă. Serios? Și de la, deci am ajuns la Gaz pe Foc pe ultima copertă. Nu pot să dacă cred. Zic, deci nu pot să zic ce era în caietul ăla. Plus versuri, plus așa. Noi ne făceam muzică și versuri. Cine să-ți facă în 1991? Moga nu exista, era mic. Da, hai că o să ajunge și la Mario. Să știi că m-am interesat cu el prin, cred că prin 2000. Așa că lucram la o casă de discuri, Alpha Sound, nu mai există acum. Și împreună cu Bogdan Tașcău de la MBNC, cu Domnul Problemă. Domnul Problemă. Așa, am făcut acolo un mini-studio, inițial pentru reclame și pentru demo-urile pe care le primeam să le rafinăm un pic. Și a ajuns la mine
prin intermediul unei prietene de-a lui Marius, care era verișoara iubitei mele de atunci, a ajuns CD. 2.com era formația lor. Așa, din Alba Iulia erau. Și mi-a mi s-a părut foarte interesant și l-am chemat pe Marius și am zis, păi, ce nu vii la noi la studio, numai că el tu mai urma să dea bacul, am vorbit cu tatălui, nu voia să-l lasă să vină în București, că vii, te golănește, ce e acolo, da. Așa, stai aici. Și am muncă de convingere luni întregi și până la urmă a venit, am făcut împreună cu el și cu domnul Problemă, prima melodie a domnului Problemă aia cu Beau Beau. Da. Care, apropo, fapt interesant, ea se numea inițial Bang Bang. Mi-am înșelat iubita, dar și eu am intrat în studio când ei înregistrau și zic, ce mă, Bang Bang, suna Gypsy Kings, aia cu Bang Bang, păi da, păi aia, zic, păi, Beau Beau, ca să fie mai, și-a schimbat și a prins. A prins. Așa, deci am continuat și eu cu Beau Beau, deși da. Nu eram nicio treabă, acum, dar atunci aveam cu băut. Așa, și după aia a venit la, acum am făcut așa, un fast forward, eu eram director artistic la casa de discuri. Ieșisem din formație de vreun an din 2000 și lucram la casa aia și au venit mai multe proiecte acolo, inclusiv niște tineri din Republica Moldova, așa, și a ascultat patronul care era un sirian și a zis, bă, nu prea sună, avea pe laptop un soft cu o oiță și el punea CD-uri și dacă dansa oița bine, semna trupele, nu dacă cred. Nu, îți dau cuvântul meu. La LA, păi am avut pe LA, dansa oița aia pe ritmul, deci ieșea din ecran, direct. Era, vă două picioare juca. Da, și la, apropo și de LA, când eram director artistic acolo, a venit trupa, era venit Costi cu Ioniță cu ei și erau, atunci erau poziționați așa mai underground manele cu femei perverse, cu interese, cu melodii mai ciudate. Băi, trebuie să-i repoziționăm așa. Și am zis, am mers împreună cu ei, am avut costume astea bespoke, frumos, a dat patronul bani, așa, și am zis, gata, lor zi manele, lor îi repoziționăm să fie boys band de manele, nu exista așa ceva atunci. Și ochii tăi a apărut, atunci a rupt, deci, așa. Și să știi că sunt autor, cred că mult timp am fost autorul cele mai vândute cărți din România, se numește LA toată viața mea, Andrei Roșus, autor. Bine, 80% sunt poze și nici măcar n-am scris-o eu în întregime, am colaborat cu cineva, cu un jurnalist de la revista Popcorn, așa. Mai că el a zis, eu nu vreau să apar. Trebuie unul să scrie. Dacă de la casa ei scrie, trebuie să scrie unul. Așa, ca... un fel de private label a fost așa. Da. Și s-a vândut împreună cu revista, nu știu ce revista, Play și cu CD-ul hiturile LA, nu știu, 100.000 de exemplare, deci... Da. Mă număr printre Mircea Cărtărescu și ești membru al Uniunii Scriitorilor, da. Fondator. Am ratat momentul. Deci puteam să întreg și scriitori liniștit de acolo. Da. Și... da, deci a fost cu casa de... au venit, spuneam, de CD-ul cu oiță. Și au venit niște băieți din Republica Moldova cu niște melodii și nu i-au plăcut lui, mie îmi plăceau și am zis că o să prindă, el a zis că nu o să prindă, Ozon se numea. Ma. Așa. Da, care... Ozon a fost acolo? Da, a fost. Și n-a dansat oița? N-a dansat oița, mă, nebi. Așa. După aia a mai venit o trupă, Accent, tot acolo. Nu așa, cred. Da. Adi și nu i-a plăcut din nou, că a zis că nu, că seamănă prea mult cu Gaz pe Foc, nu știu, boys band-urile nu prea mai. Zic, băi, s-a creat un vid, un gol, bagă-i așa. Și s-au dus, nu știu, la Rotond sau așa. Și exemplu acesta ne înțelege, am zis să ies de tot din domeniul muzical. Deci am lucrat un an pe acolo și am plecat. Și după aia m-am angajat în bancă. M-am tuns frumos, costum. Dar de ce nu mai mergea muzica? Sau n-ai mai vrut? Mergea, dar, hai să zic, de exemplu, la un moment dat m-am ocupat de, ca director artistic, și mă ocupam și de relația cu media. Și, de exemplu, le aranjam celor de la LA să meargă la matinal la Pro TV, la aia, la aia, la aia, la antenă, la... Da. Și, de exemplu, trebuie să fie la 7.45 acolo, dimineață. O oră imposibilă pentru, începțin pentru Liviu. Da. Așa, la 7.40 telefonul era închis, ca să înțelegi. Eu transpiram, îmbătrâneam prematur, adică îți dai seama că... Da, de la, oamenii aia suna, unde să ăștia, mă, invitații, ca la 8? Da. Și pe la 9, da, am pierdut ceva, am ratat ceva. Și bă, nu se, toți îmi spuneau că, bă, tu ești prea serios pentru industria asta, te-aș vedea în bancă, știi? După aceea când am fost în bancă, zicea, bă, tu ești prea funny, așa, trebuie să, da, știi, nu ești de artist, bancă. Ești de bancă, știi? Du-te înapoi. Nu înapoi, că nu știau de unde sunt. Eu m-am dus, nu îmi zic că nu știau. Nu știa nimeni. Păi gândește puțin. Imaginează-ți, nu știu, că pe cine să dăm exemplu, pe...
pe Laurențiu Duță de la Trei Județe, mi-a zis că se tunde acum frumos, și pune un costum și îl vezi la caserie la bancă aici. Și poate zici, bă, seamănă, dar la Mozilla era cu o lună sau poate chiar... Dar chiar nu te-a întrebat nimeni la bancă? Nu m-a întrebat nimeni. Niciodată? Bă, nu, niciodată. S-au prins după, știi cum e, dacă află unul, află toți. Da. Bă, tu ești ăla care... Aer condiționat și virus și până... Da. Dar, cum să zic, n-am insistat, mi-am pus ochelari, eram exact ca... bibliotecarul acolo, frumos, de acolo de erai. Eu oricum asta, pentru asta eram pregătit. Bine, pregătit. Făcusem aseu. N-am avut niciun reper când m-am dus la bancă cu ce am făcut la aseu, dar trecem peste. Dar mental eram pregătit pentru o carieră, părinți economiști. Și mi-am dat seama, băi, zic, dacă rămân în muzică, care sunt variantele? La un moment dat, dacă aveam vreo 21-22 de ani, dacă îmi prinde 30-40, nu pot să mă aduc atunci să mă angajez la... Mai zic că e o societate în care se menține încă destul de discriminatorie cu oamenii după o anumită vârstă. Și atunci am zis, hai, mai bine mă duc acum. Dar voi ați simțit vreodată presiunea aia de trupă? Adică, domne, oamenii care veneau la voi la concerte, se simțea treaba asta? Că erați pe val cinstit? Măi, noi am avut un mare noroc. Odată că nu i-am luat niciodată valul pentru că am crescut foarte lent. Adică apăream la ce de la ora 5, mai apăream peste câteva luni la Varietăți de Paște și nu știu ce. După aia a apărut Salut Generația Pro, emisiunea, nu știu ce, așa. Și notorietatea creștea așa, ușor, ușor. Mi-am dat seama că suntem cunoscuți. În momentul în care eram la un fast food și mâncam dintr-un burger acolo și am simțit că se uita lumea la mine, așa, știi? Și bă, mai stai ăla. Și nu prea mai mănânc bine în momentul ăla, știi? Și atunci mi-am dat seama. După care, sigur, când am apărut Atomic TV, atunci cred că a fost boom-ul pentru că oamenii să-și asocieze imaginea cu melodiile. Și bine, noi am câștigat notorietate cu lumea, nu prin radiouri, că nici acum nu cred că ne difuzează cineva, mai degrabă prin revistele astea pentru copii, Bravo, Popcorn, mai era un CD, mai era un poster. Da, un poster, așa, și prin balurile astea de boboci, știi, că călătoream prin țară. Și după ce a apărut Atomic Întrevor, am semnat cu o casă discuri mai, care este bine prezentă în momentul ăla în piață, Cat Music. Așa, nu știu dacă mai e acum sau dacă mai înseamnă ceva, dar atunci era foarte bine, Sony Music cred că era în spate și probabil că ne-au ajutat și ei, adică au finanțat clipuri pe Atomic și asta ne-a ajutat mult și atunci am simțit efectul ăla de boys band, de public de ăsta, fete de 10 ani care veneau la show-uri. Dar voi așa vă vedeați? Sincer, nu sunt inteligent, that gen Backstreet Boys sau... Nu, noi tindeam spre, dar nu ne vedeam așa. Adică am avut totdeauna un simț al ridicolului și al... nu faceți prea departe. Așa, nu. Vorbim acolo, erau trupe făcute prin castinguri de-astea de mii de oameni. Noi eram unii de pe băncile școlii și ale studenției. Plus că aveam prieteni și rude care făceau mișto de noi permanent. Nici prietenilor noastre nu le plăcea ce cântam. Așa că eram cu picioarele pe pământ în permanent. Da. Plus că mai, nu știu, mai plecam din țară. Prima mea ieșire a fost, nu știu, 90 și ceva, 92, 93, în Grecia. Și când treci granița, ești necunoscut oricum. Deci, sau, știi, adică nu ni s-a rupt niciodată filmul ăsta să ne vedem mai înalți, mai frumoși, mai așa, deci nu avem nicio problemă. Cât ați dus-o așa? Mă, cred că noi din 92 ne-am înființat și efectiv, cred că dintre 95 și 2000 probabil maxim a fost prin 2000 atunci cu Adio, în perioada am și plecat, cu Adio am și Adio, plecat. Adio, dacă tot Adio. Era... După care băieții au mai continuat o perioadă, dar fiecare a plecat pe parcurs, a fost așa un revolving door, fiecare venea, au mai venit membri, au mai plecat, nu era, să zic, un contract semnat, bă, nu pleci 10 ani, 15 ani, dacă apărea ceva. Înțeles. Te-ai dus în bancă? M-am dus în bancă, în banca mea, am stat în banca mea. Să... Și la propriu. M-am dus în bancă, am început ca marketing assistant, am lucrat pe acolo, pe la ghișeu, am ajutat niște relay și manager să facă vânzări, pe care am devenit eu om de vânzări după vreo 3 ani. Și am tot evoluat așa, după care am lucrat în resurse umane, după vreo 7 ani de vânzări. Asta, switch-ul ăsta s-a făcut în momentul în care m-am căsătorit și am avut primul copil în 2008. Parcă am simțit nevoia să cunosc mai multe, așa, nu m-a interesat vânzările atât de mult, să stau pe teren. Și m-am dus în zona de resurse umane, după aia în zona de project management și când a făcut Fimiu, m-am căsătorit în 2006.
În 2008 s-a născut Fimiu și când a făcut în 2009 un an, a început să ne imite mult de tot și atunci a mutat așa un... În primul rând, eu eram fumător de ăsta, două pachete pe zi, da. De la 16 ani. Adică... Ai zis că și jucai un pic? Ce anume? Jucai. Adică? Pe vremea când erai cu gaz pe foc. Ai zis că pe vremea aia mai bei. A, beam, da. Nu, știi cum am început să beau? Am început să beau în liceu. Pentru că iarna noi începeam la 8 dimineață și lunea, pentru că școala nu era încălzită în weekend, era temperatura aerului exterior, temperatura exterior, temperatura camerei era aceeași. Da, nu era nicio diferență. Câteodată pe bune deschideam geamul că mai vrem un pic de căldură, știi, că la 9-10 mai așa un soare. Și eram toți cu gecile pe noi și beam Scandic Pop. Erau niște, nu știu dacă vodka, nu știu ce, o chestie, alcool, cea între vasului și între alcoolul. Noi nu facem reclamă la așa, dar iată că au existat și perioade în care de frig. Da, deci de frig, eu n-am crezut, cred că rușii, într-adevăr, făceam noi mișto de ea, cred că chiar de frig obișnuiau să bea. Și beam, plimbam alea sticluța. Și bine să zic, bă, două ore te înfigeai în cretă la tablă să te ține să lucrezi, dar așa am început. Și pe care sigur e... Au fost primii pași. Presiunea socială, știi că dacă toți beau, eram o clasă cu 41 de elevi, dintre care 32 băieți. Deci n-aveai cum să nu fumezi, să nu bei. Și am fumat. Când am devenit tată, ușor, ușor mi-am reconsiderat obiceiul ăsta. M-am mai lăsat să-mi de câteva ori de obicei de revelion cu două țigări în gură la 12 noapte. Da. Hai, bă, mă las și eu să văd dacă așa e, mă lăsam 2-3 zile, uite, e ușor să te lași. Hai să revenim așa. Dar cu sportul, cu astea ceva? Nici o treabă. Nimic. No. Sportul meu s-a rezumat așa, clasa a 3-a până între a 5-a am făcut orientare turistică, că ai mei neapărat au zis, bă, trebuie să faci un sport, că toți fac. Și mi-a zis, uite, avem un vecin care e antrenor de jiu-jitsu și mai avem aici în clasă un coleg, că tatălui e antrenor de orientare turistică, la care vrei să mergi. Eu prima dată zic, bă, jiu-jitsu, că știi, vezi un film toți. Cu Bruce Lee. Când vezi cu Bruce Lee, știi că ieși și... Da. Până așa. Și după când am văzut, am intrat în sală, nu știu că asta 3 minute, am intrat și am văzut că cade aia pe acolo, am zis, la revedere, hai să mergem, așa. Deci ești primul pe care l-aud că a făcut orientare turistică. N-am mai auzit până... Păi nu, că de-aia, zic de ce am plecat, că maică-mea era foarte jenată, pentru că știi cum e, vorbesc la serviciu al mamele. Ce face? Ce faci? Rugby, ce face? Fotbal, ce faci? Orientare turistică. Dar e bolnav, are ceva. Culmea că sportul e tare. Da. Dacă îl faci ca lumea, adică nordicii cei mai tare la sportul ăsta, implică alergare montană, adică nu e scouting că mergi cu o monedă de argint și o bagi în apă ca să bei. E vorba de efort mare. Și m-am lăsat ca să nu mai fiu rușinea familiei, dar nu m-am apucat de altceva. Și jucam, sportul care se făcea la școală, făceai două ore pe săptămână, șor, negru, tricou, alb și mai jucai un fotbal. Așa. Dar în rest n-am avut nicio treabă și bine se sperea de gaz pe foc, mai mergeam la sală ca să... Așa trebuia. Da, ca să dai cu ulei și să bronzi să arate bine, dar nu, n-am avut nicio treabă cu sport. Și în 2009 m-am lăsat de fumat, că am zis, bă, totuși, parcă e denaturat așa, să... Ce faci, copilule? Știi, vara mai merge, dar eu iar trebuie să ies pe balcon și să zic o persoană friguroasă, am zis, nu, gata. Și m-am lăsat de fumat definitiv, n-am așteptat să fie. A venit așa o revelație, după care am zis că ne imită mult. Adică dacă noi eram părinți responsabili, deam omului să mănânce broccoli pasat, când am început diversificarea, fier de 3 ori, 4 ori, să iasă nutriții în el. Și el, bineînțeles, că mirosea acolo friptură, cartofi prăjiți, îți dai seama. Ce dracu, mirosești tu broccoli și scăricică și n-ai nicio șansă. Și ne-am dat seama că el o să devină cam ce vede în casă, că știi cum e? Noi dăm vina pe genă. Zici, bă, uite, eu sunt așa că am moștenit gena. Dar, de fapt, moștenim obiceiurile. Că în casele alea unde se mănâncă decisiv, mănâncă și copilul. Că ai oferta, n-ai ce să... Și dacă și părinte de la mănâncă tot, sau ia cu pâine, sau ia și desert, sau ia și de-aia și de-aia. Ce nu ți-a plăcut când ai mâncat tot? Da, cine? Mărești stomacul și pe aia restul e istorie. Și... de asemenea, noi eram foarte meteodependenți. Adică, știi, te uiți la televizor și vezi că e cod, totdeauna e cod de ceva. Ori galben, ori portocaliu, ori nu știu ce coduri sunt astea, violet, roșu, negru, verde. E un cod de ceva, de căldură, de ploaie, de uragan, de ceață, de frig, de nu știu, niște coduri. Și automat ai panică, bă, cum se scă? Dacă mă prinde, că nu știi, e București, dar te prinde la un moment dat, știi? Scad copacii pe tine, știu. Și atunci stăteam foarte mult în casă. Plus că vii de la birou, n-ai chef să mai ieși, găsești-o, e mult mai comod, de televizor, pac, două beri că ți-amintești că ești deshidratat,
că n-ai butea 2 litri de... Da. Așa, și uite așa. Apropo, iar în weekend du-te repede. Să... Apropo, da. Mm. 2 litri de apă trebuie pe zi? Bă, există două teorii. Una cu... în funcție de vârstă, între 0,3 și 0,40, 40 de mililitri pe kilocorp. Deci nu știu, dacă ai, dau un exemplu, 100 de kg, 3-4 litri sau 3 litri jumătate. Dau un exemplu. Așa? Și ăla altul, al doilea, că ăsta nu e bun. Și al doilea e, nu, al doilea e cu 4 litri dacă vrei să reduci inflamația și să... Dar știi care e șmecheria? Să bei până la 12. Ia vrea că mergi de... stai în timp real, adică bei, da, lipcești la toaletă. N-avem și a treia variantă. Mai omenoasă. Bă, nu, e, nu prea e. Dar tu, de exemplu, cât bei? Dar o să ajungem și la asta. Cinstit. Cât bei pe zi? Bă, cred că în jur de 3 litri. Da. Dar beau pe eu la trezire, deci până să ies pe ușă la alergare, am un litru. Ia vreo că opresc la toți copacii câteodată. Da, da. Dar acum vara mai puțin, că transpir în timp real, știi? Dar 500 de mililitri e reversed clismă. Adică ai băut și te curezi frumos și pornește fabricuța. Adică eu nu beau cafea, n-am băut niciodată. Și n-am băut niciodată în sensul că n-am avut obiceiul de a bea, da, așa mai... Da. Și pe mine mă trezește foarte bine apa. Adică am băut și dintr-o dată zdura sel, așa sunt. Sau hai să zic, nu știu, varta sau alte. Bun, dar cum se simt? Cum mai a fost de clicul ăsta? Sau cum se zicem, în 2010, nu? Sau când? Da, undeva între 2009-2010. Când am zis, bă, că de asta te-ai lăsat, am înțeles. Dar cum începi să alergi? Sau cum începi să... A fost o întâmplare norocoasă. Aveam o colegă care era disperată de faptul că sfriguros. Nu știu dacă sunt în corporații, sunt open space-uri, spațiile alea mari cu... Fiecare birou lui. Și îți bate un aer condiționat în cap. Bate un aer, e ca aici. Da, fapt, nu știi, arată, de, așa. De care îl pui un carton, îl lipești cu un scotch. A, și vin colegii de la marketing, bă, nu e branding, că nu știu ce. E, și unde te pui, el tot în ce a fost. Bate exact. Și răceți, ai și muntea proastă. Tot și timpul ești răci, nu există. Ori ai o șapcă, ori... Te dor și, șalele, da, ai, exact, un din ăla. Ai un din ăla, există. Aia, și cosmodisc. Da. Dar nu există asta, să nu. Așa, de când mă dau cu... Parcă sunt alt om. Și bineînțeles că după ce n-am reușit să astup alea cât mi-aș fi dorit eu, opream aerul, am descoperit unde e buton și opream. Și fiind și spre sud și bătând soarele, chiar că era tratat geamul așa, începea să transpire colegii cu... Da. Așa. Și s-a prins o colegă, cine face manevra. Bine, eu făceam când lumea nu era atentă, când erau aniversare. Bine, fiecare zi e aniversare, că asta e, de fapt, problema în corporație, mă și multe prăjituri, că fiecare zi e un sfânt sau... Așa, și opream aerul condiționat și... s-a prins colega aia și mi-a trimis un link cu maratonul de la Polul Nord. Nu cred. Da. Vai, nu știu cum aflase de el. Ia du-te, mă, dacă... Dar nu, fără niciun comentariu. Bună și ea. Băi, corporația... Bună. Imensă. Așa. Imensă. Așa. Nu, băi, te-am prins că închizi aerul, da, sau ceva. Vezi cum e maratonul din... S-a gândit, am început să mă pun în locul ea. S-a gândit, bă, ori băiatul ăsta ori dobândește o mare esență la fric și o să dea și mai tare când vine de acolo, îți dai seama, o să și-l pună în față, așa, da, știi, tunel de răcire. Dați-mi-l pe mine, da, dați-mi-l pe mine. Așa, ori moare acolo și se rezolvă... Da, cumva, nu mai închide nimeni. Nu mai închide nimeni. Și mi s-a părut tare ideea, dar nu ideea de a merge la maraton la Polul Nord, mi s-a părut tare ideea, ci de a ajunge la Polul Nord. S-au reactivat așa brusc niște amintiri din copilărie când mi se citea Jules Verne, până să văd să citesc, și după aia citeam eu. Și totdeauna când citești Jules Verne, ești pus, mai ales în copilărie, și mai ales când trăiești în comunism, când și fizic știi că te oprești la o graniță, că ai cum să, așa, să treci mai departe. Atunci pleci cu imaginația foarte departe și îți dorești să ajungi în niște zone de-astea, să explorezi cumva. Bine, de fapt, explorând niște zone de-astea extreme, explorezi și înăuntru tău niște lucruri, dar cam asta era dorința. Și acum se reactivase dorința asta de a ajunge undeva, Polul Nord, mi se părea zis. Oricum, când auzi de Polul Nord sau Polul Sud, e, da, da, e ceva extrem. Și ai zis, gata, să ajung aici. Și din momentul ăla am început să construiesc, să văd ce presupune, știi? Maraton a fost prima grijă, adică ultimul lucru care am făcut a fost să mă antrenez pentru maraton. Mai întâi am început să fac rost de bani, să, da, echipament. Să ajung acolo. Și pe măsură se apropie data maratonului, am zis, bă, hai bă, știi, ca bancul cu podul, cu, cum cheamă pe ăsta, care a făcut podul pe vremea romanilor peste Dunăre. Apolodor. Apolodor, nu știu. Era bancul cu podul, cheamă Cezar și ce, bă, trebuie să facem podul, știi?
Și când să fie gata? Pe cam, nu știu, cam în două luni, așa că să începem campania. Și trece o lună, trec să zic, asta nimic, nici nu se apucase, știi? Și vine, bă, dar ce faci? Că pe Traian, când trece Traian, gata? Mâine. Traian, așa. Traian, ia zi-mă, da. Apologare. E gata, e gata. Uite acum îl fac. Exact, așa și tu, știi? Exact, așa și tu, știi? Exact, așa pentru maraton, știi? Deci tu până atunci n-ai alergat niciodată, dar deodată brusc? Niciodată, și cu copilărie toți alergăm. Da, dar după aceea s-a asistat, nu mai, nu. Adică pentru mine, nici alergare, nici înotuie. Le aveai și pe mâncărică? Bă, nu le aveam în sensul că eram gurman și făceam grătar în fiecare săptămână, dar când veneam de la birou după 10 ore, 11, câteodată 12 de lucru, nu că ne ținea cineva cu forța, dar nu eram cel mai productiv om și știi cum e amâni și când se pleci de acasă la 5, cum ar trebui normal, îți dai seama că n-ai făcut nimic. Și atunci începi să te atunci, în două ore și rezultat. Și juri pe aia că te ține atât. Așa. Și când veneam acasă după astfel de zi, stors de energie și vrei să-ți dai o recompensă emoțională, așa, îți dai o recompensă calorică, nu-ți dai morcov, salată și nu știu ce, că aia nu e recompensă, e bătaie de joc. Și atunci veneau mâncarea dacică, cartofi prăjiți cu... Și evident că se strâng niște calorii, că nu mă îngrășeam mult, cred că mă îngrășeam vreo un kil jumate pe an. Probabil că m-a ajutat și metabolismul la vârsta aia, că eram pe la 30. Dar am pus, adică aveam așa pe la 80 ceva de chile, eu având 60 de obicei. Da, și atunci m-am gândit, zic, bă, când mă voi pensiona, că nu e greu de făcut un calcul, dacă pui un kil jumate, două pe an, ori încă 30 de ani, o să fii 0,14 tone sau nu știu, abar, da. Faci niște calcul. Hai și... să nu le luăm de ăștia care nu, sunt. Nu, nu, am nicio problemă. Așa. Și... Dar nu că nu mă încurca, știi care ideea? Că analizele erau la limite, dar erau ok. Adică nu era o situație de aia cu, bă, e morbidă, dacă da. Nu faci ceva, n-am avut, nu știu, infarct, să zic, două infarcturi, să zic, da. Că doctor, bă, trebuie să faci ceva. Erau așa, bă, oprește-te că e nasol. Nu trebuie să urc scări, să... adică lucram la doi, dar n-am, nu știu cum arătau scările. Știi? Adică era, stăteam, mi se pare și mai de socializare, că să așteptai la lift acolo și atunci nu mă încurca. Știi? Mai știi când erau după masă și voiam să mă încalz, adevăr. Da, mai ridicai piciorul pe genunchi. Da, așa, dar nu, știi cum e, ca să ai pe ce să pui piciorul, nu era ca și când japonezi să stai fie totul pe podea, adică eu cred că de-aia se ia. Un taburet. Da, ei cum s-o încălța. Nu mergeam la, nu mă dădeam cu placa, ca acum, sau să zic că bă, trebuie să trag buții. Și atunci hainele oricum le schimb, știi că nu le ții, n-ai același costum, da, de la cununie până la... pic mai... Și un pic cureaua, da, e curea, așa, chiar am păstrat, nu la mine, dar am cureaua, am ajuns de la ultima, sau de la prima gaură la ultima, știi, da, și de-aia am păstrat-o, e de piele, eu mă luam nu por piele, și am păstrat-o tocmai în ideea asta. Așa, și... și m-am apucat de... A zis, hai să facem presupunem maratonul ăsta. Și atunci s-a schimbat viața mea. Nu pot zic că s-a schimbat foarte mult. Singurul lucru care s-a schimbat e intervalul 5-7 dimineața, că trebuie să mă antrenez la un moment dat, știi? Și am vorbit cu soția, zic, băi, uite, vreau să-mi schimb viața, să fac niște lucruri, că îmi reproșa foarte mult că nu petrec timp cu copilul. Eu mă gândeam, zic, bă, ce timp să petrec cu un copil de câteva luni? Știi, ca bărba, mă gândeam, da. Ce să facă 16 ani, mergi la un meci, la o bere, da. La eu știu ce. Și era mereu că el ori dormea, ori era așa, în țipete și stabilești relație. Că mamele văd altfel, da. Așa. Și în urmă, reproșurile astea, că ai să ieși tu, ai să faci băiță, ai să citești ceva de culcare, îți dai seama ce chef aveam după citit proceduri și făcut salchiseu și ești făcut acolo proiecte, că mai am chef să citesc povești. Și... făceam datorie, că schimba scutece, sunt bun la schimba scutece, am avut și o fetiță, am și o fetiță să și mulțumim la fel și având reproșurile astea, am zis, bă, hai să uite cum vreau să-mi organizez ziua, că noi de fapt ce facem, repetăm aceea zi de niște mii de ori și o numim viață, da? Și dacă vrei să faci o schimbare, de fapt trebuie să vezi într-o zi ce se întâmplă, că să vezi, bă, obiceiurile alea te sabotează, te ajută, ce vrei să repezi de acolo. Și eu mă trezeam cu multe snuzuri, deci aia era regulă. Adică apăsam, da. Bă, deci eu nu înțeleg cine a inventat funcția, jur. Și cu care scop? Adică care zic, că zic, scop, logic. Pentru că tu cu o seară înainte zici, bă, eu ca să mă trezesc să am și eu timp, să fac un duș, să mănânc, să nu fiu în trafic în punctul maxim, să ajung la tine la birou, m-ar aștepta să mă trezesc la 7. Foarte bine. Dar să pui ceasul ăla cu... Da, la 7. A inventat și o funcție care, ce la 7 când sună ceasul,
tu fiind oricum mahmur așa și nu știu ce se întâmplă cu tine, îți anulează ziarul luată rațional seara și apeși pe chestia aia. Știi, să mai dori 9 minute sau da, cât da. Are. Și pe aia încă 9 și încă și bingă-ne la până... Și 8 direct și pe aia, unde e, ce faci, alergi haos, nebun, sari peste mic dejun, mă rog. Și... Atunci, asta, deci era haosul de dimineață, după aia la serviciu începeam cu o discuție, cu o țigară, cu, că nu încep direct așa. Să faci curaj. Să făcea 10. Faci curaj, făcea 10. Da. Până la 11, când stea, începeai cu cei mai simplu, adică erau mailurile citite de acolo da. Lună și mai ștergeai din ele. Și după aia când te apuci de lucruri serioase, că bătea la ușă deadline-ul, se făcea foame. Bine, pentru surprindere te lua, nu știai da, că... Da, tu te uiteai la ceas de secundă în secundă când se face 11 și un pic. Da, și începea o discuție. Bă, ce mâncăm? Da, e o problemă uriașă. O problemă uriașă. Luna era, se știa, tot salate, care după... Da. Uite, așa, ceva light sau nimic, sau mă rog. De marți se rupea treaba. Și stăteai și jumătate de oră pe puțin discuțiile astea. De unde comandăm? Ce comandăm? Tu ce vrei? Ce vrei? Făcea unul lista în rotație. Da, da. După care așteptai să vină, e așteptarea da, care am, e mișto. Când vine ăla, când mă, vine când... ăla la 5 minute. Da. Da, merge pe jos. Și nu lucrezi, acum realist vorbind, nu te-a pus să lucrezi o chestie serioasă între momentul în care plasă comanda și vine mâncarea, pentru că poate să te prindă în mijlocul așa. Și atunci faci lucruri mai light, așa. După ce mănânci, oricum mâncăm mult. Și, cum să zic, tot dacic așa. Sănătate. Bine, percepția noastră este pe dacică. Percepția noastră că ea te ia piciorul din spate de la vită în fiecare zi. Așa. Numai că te ia așa un pic cu, știi că sângele se duce, se digere. Și nu mai poți să ai randament. Și mimezi așa, știi? Da. Stai acolo. Și după aia ajungeam seara târziu, când ce să mai faci? Adică activități așa, leisure sau... Să stai să asculti soția, să... narativul, mai zic că... Soția stând acasă, că 2 ani asta cu fiecare copil, era și nevorbită. Da, și te lua și, proaspăt. Da. Și hai, vin o să zic. Și după aia vrei să te uiți, nu neapărat cauți o emisiune să se dezvolte sau să zici că se face. Butonezi așa, zombie, știi, de la, aveți 300 de canale, să puteți să... Mai prea și pe ăla unde era, nu știu dacă mai există acum ăla, cu, unde totdeauna era ceva senzațional, dacă ți-amintești, erau doi înghesuiți în garsonieră acolo. Diaconescu. Și credeți că o vor găsi pe concitadina mea, pe Elodia. Într-o bătălie dintre ninja și daci, cineva daci 85% și ninja 62%. Și mă uitam, că totuși eu am prezența, am un simț al esteticului așa și mă uitam întrebându-mă, bă, da, totuși cine se poate uita la așa ceva? Că din, cuze, și reclamele păreau făcute cu sunetul decalat la vie, la mișto așa, adică se blend in. Și mă uitam cu întrebarea asta vreo jumătate de oră la canal. Și mă rog, mă prindea 12-1 noapte și atunci se repeta tot ciclul ăsta, că dacă culci târziu 12-1, numai că trezești cu snuzuri, că nu-ți faci somnul de 7-8 ore. Și eu l-am de la capăt, morici ca să... Iar în weekend, în loc să stăm să zicem, bă, hai să ne planificăm și pentru weekend, e la, nu știu, la 7 dimineața, 6 dimineața, ne trezim și hai să mergem la munte, ne urcăm în tren, mergem undeva, nu. Zici, hai să recuperezi somnul, în primul rând. Bine, având copii mic, e... Oricum, dacă se trezește de obicei la 7, se va trezi la 5. Da. Așa, dar oricum ești cheaun, până la 12, zici, ai deschis frigiderul gol, vezi că e gol, hai la supermarket, fără listă, fără nimic. Te duci când ți-e foame acolo și începi mai întâi... Iei tot. Tot, toate nenorocirile. Te prinde 3, ce să mai ieși, unde să mai mergi? Și zici, hai, ieși mâine, mâine plouă, așa e. Dacă se mătai folos, duminica e nasol. Și vine și sentimentul ăla că s-a trecut repede weekendul și cam asta era viața mea atunci. Am zis, bă, uite, ocazie bună acum cu alergarea asta, cu maratonul ăsta, să-mi restructurez ziua, știi? Și am zis, am sfătuit cu soția și am văzut că de la 5 la 7 dimineața ar fi singurul interval în care mă pot antrena fără să interferez cu serviciu și cu viața de familie, știi? Ceea ce a funcționat foarte bine, pentru că odată, chiar dacă e la început primele zile criminal, adică nu recomand nimănui să treci de la 3 zile la 7, 8, la 5 direct. Mai bine o iei cumva așa mai pe învăluite. Mai ales că eu continuam să mă culc seara destul de târziu la început, după care am învățat să-mi pun ceasul la 9:30 seara, să-mi amintesc să mai sting pe acolo și să mă duc spre beci. Să, la 5 dimineața, nu, deci e liniște, nu știu dacă ați trăit oameni buni, mai ales iarna când e beznă, și o liniște dacă faci așa se aude, știi? Sau te apasă pe ureche, da, ceva, da. E ciudat. Așa că ai vara mai trece câte unul cu vine din club cu Lamborghini, da, da, aviator, da, se aude ceva. Așa mai auzi ceva, nu auzeai nimic la 5. Și unde te duceai? Nu era Răstrău, mă, ce am parc. Niciun om bănuie, sau mai erau nu alții? Nu era nimeni. În 2010, dacă alergai pe stradă, se uitau oamenii, da, să vadă dacă nu te alergă și un polițist sau, da, nu știu, ai furat o poșetă. Exact, adică era, de ce fugi ăsta om? Da, nu era, nu exista așa ceva.
Mi-am amintesc că prin 2008-2009, mi-am amintesc că mergeam pe stradă și era weekend și era un maraton la București, unde a fost 100 de oameni sau 80 de oameni, nu știu. Și a ajuns, mașinile mergeau, nu, că nu se imagine să oprea circulația, știi? Și am dat, am văzut până pe lângă Herăstrău, transfigurat așa, transpirat și întrebat dacă avem niște apă, știi? Că nu era cu puncte de proiect, da. De găsire. Mă, dar tu flăcăule, de unde ești, mă, mamă? Zic, și de unde, fie, de unde vin? De la el era de la maraton. Da, da, da. Și mă gândesc, da, da, al cuie. Vezi cum judecam atunci? Da. Și asta era în 2010, da. E, și mă trezeam și mergeam și aveam un plan acolo. De, mi-am descărcat un plan de la 10 săptămâni. Cu... Deci de capul tău, fără antrenor. Da, nu, fără... Și antrenor, îți dai seama. Și bineînțeles, primul antrenament a fost, știi că ai pus eu ăla pe care de obicei, chiar ce a fost pe 1 ianuarie. Pe 1 ianuarie te-ai apucat de antrenor de să alergi? Da, 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 da. Și puseu, știi care, vrei să recuperezi în ziua aia cam tot ce da. N-ai făcut în 20 de ani. Și cum să zic, cu ideea care, bă, dacă ies, nu ies științific, așa, nu știu, ai mai întâi să fac o săptămână să mă plimb, jumătate de oră, să se răbișnească da. Așa, după aia să merg, nu știu, alergare foarte ușoară, un minut, după aia mergi două minute pe alergare ușoară, nu. Ești Usain Bolt la da. Olimpiadă, zic, bă, tragi. Ca sala, treci pe 1 ianuarie, pui ce ți-aminteai tu că liceu 3, da. De-alea, 3 de-alea și numai că... Da. Și am luat așa ușor, ușor, ușor și am învățat să-mi pregătesc de seara totul, hainele, șoseta stângă lângă pantoful stâng da, și tot așa, te trezeai dimineață, intrai în ele și ai pe ușă și îți vedea de treabă. Dar partea mișto care era că la finalul alergării aveai energie, că totuși sportul dimineață îți dă niște energie, știi? Ajungeam cu o oră mai devreme la birou, nu era nimeni. Și n-ai ce să faci, că dacă nu trebuie să faci ceva. Da. Băi, și ajuns să crească productivitatea, că făceam într-o oră cam ce făceam de obicei în toată ziua, că cu întrerupere. În general, creierul are nevoie de vreo 60-90 de secunde după ce a fost întrerupt să revină la gradul maxim de concentrare. Și după 9-10 veneau, ce mai faci? Hă-hă. Și normal că îți fugea, mai aveai notificări pe telefon, am învățat să le dezactivezi și pe alea. Și am început să fiu foarte productiv, ceea ce m-a ajutat să plec la timp de la birou. Bine, se uitau urât toți colegii, știi, cam, da. Cam bancul ăla, ce uitați mă urât că sunt în concediu. Când plec da, la da, 5. Da, da. Și, dar am învățat să lucrez cu agenda și îmi puneam fiecare zi la 5 câte ceva, chiar dacă era ieșire în parc cu familia sau mers la tango. Am avut și o perioadă asta de 6 luni de calvar. Nu s-a făcut pentru tango, vă zic de acum. Așa. Dar am zis să-i faci pe soție. Să sărim pe așa. Numai că s-au obișnuit colegii, știau că sunt primul venit acolo, primul plecat și plus că ajungând, bine, e cel mai nasol și cel mai nasol e să ajungi de vreme acasă. Că nu recunoști nimic la televizor, nu, e tot, e da, peisaj, e, e lumină, da. E alți oameni pe care vezi, știi că ești obișnuit, da, da, da. Dar totul e familiar, da. Pleci la 8, aceiași oameni sunt metro la 8, aceiași exact, niște, înveți la un moment dat. Traficul, da, înveți. Se schimbaseră. Da, schimbaseră, da? Lumină și nu știu ce să faci. Primele zile e foarte nasol. Că, ai, că dacă deschizi televizorul la 5, 4, n-ai ce să, chiar n-ai ce să faci. E jale. Adică tigăi, promoții, este era jale. Medicamente, inele, inele, 3, cum 3, se zice? Inele, 3, inele. Da, da, am așa pe la, da. Și Cosmodisc, în care vorbeam. Da. Și atunci trebuie să faci ceva, da? Că ești cu copilul în parc, că eu știu ce, că abarnăm. Și se schimbase, plus că te culci mai devreme, că îți vine, te ia de urmă da. Așa și trezitul ăla la 5 dimineața. Și automat s-a schimbat viața, știi? Deci pot zic că pentru mine a fost mersul ăsta la Polul Nord și în cealaltă alergare a fost mai degrabă un instrument de dezvoltare personală, așa, nu știu, n-a fost un obiectiv în sine să zic că, bă, trebuie să ajung acolo să iau locul 1, 2, 3 și... Dar trebuie să te ajute, Andrei, și organismul un pic, nu? Că degeaba vrei să alergi sau asta dacă nu te ajută. Băi, aveam poate oricine? Băi, aveam articulații odihnite, că n-am făcut nimic. 33 da, de ani, da. Nu? Puteai să alergi încă 60-70 păi, de ani. Am vorbit de atunci, vă dați seama, cu mulți sportivi de performanță care, în momentul în care se retrag din sportul de performanță, nu vor să mai audă de sport. Da. Pentru că intensitatea atât de mare, plus accidentări, plus... Atine era odihnit. Da, încă nu vor să mai audă. Adică, da. Nu mai... Și atunci la mine era zis, bă, ia uite, știi? S-a apucat băiatul de alergat, au zis, articulațiile. Plus că mai e un noroc. Dacă în momentul în care te apuci de sport, faci un pic de ordine și începui pe masă și vine cumva natural, pentru că tu trezi de vreme, nu sar peste micul dejun, că după o oră, două de sport,
roadă șoarecul. Așa. Și mănânci, adică chiar mănânci ca lumea. Și mâncând ca lumea dimineața, nici nu mai rupi farfurile după aia la prânz și seara, știi? Plus că seara nu mai mănânci la 10-11 prăjeli și stai și te uiți la televizor, că știi că ai de alergat a doua zi, mănânci oricum cina mai devreme, că dacă ai micul dejun de vreme, ai și prânzul de vreme și ai cina mai devreme și mănânci tu, ca, cum zic doctorii, până în 6 și tot astea sunt legat. Și să dai jos, accelera niște kilograme. E, în primul an de alergare, totdeauna stai. Pentru toți alergătorii amatori, când dai jos kilograme, ai cea bune performanțe și rezultate. Așa, adică pleci de la zero și când pleci de la zero, creșterea e 100% în orice zi, că da. E pleci de la nimic. Și atunci corpul se simte foarte bine. Când dai jos 20 de kilograme, gândește că dacă aș pune acum un rucsac de 20 de kilograme și mă duce să alerg pe aici de nebun, probabil m-aș prăbuși și pe scări pe aici, știi? E sigur că nu-i percep că sunt altfel dispuse, inima e obișnuită să pompeze, dar cred că aveam puls în repaus 80, adică știi, când ai niște chile în plus. Da. Și atunci am mers, a fost bine, știi? Deci am... Dar ușor, ușor ai găsit și niște oameni, că știu că puneai pe Facebook că vă duceți până la Ploiești. Aia a fost mai târziu. Primul lucru și horror pentru mine, un om tehnic total, a fost să-mi fac un blog. Nu știu dacă da, e lumea știm. E blog, e exact da. Pe vremuri niște... Așa. Eu cu avem și... cu C. Da. Blog. Blog. Aveam și niște prejudecăți legate de ea care scriau bloguri. Eu ca om care n-avea timpul corporației nici să meargă la toaletă, zic, bă, când au ăștia timp, timp, scrie, bă, da. Nene. Așa, și mi se părea pierdere de vreme și să citești și să scrii. Și mi-a zis un prieten, bă, dacă vrei să mergi la Polul Nord, să faci roșii de niște sponsori, că nu îmi permiteam să merg acolo, că mai taxa de participare era 10.000 de euro, deci cea mai scumpă de pe glob, aferent unui maraton. Ma. Și atunci a zis, bă, fă-ți un blog, că tu poți să ceri niște bani la unei firme, dar unde te găsești aia, că tu nu existi pe net, știi? Și atunci am zis, bine, hai să fac un blog. Și mi-a ajutat un prieten pe WordPress să fac o... Da. N-ai, mamă, de pentru mine și Excel-ul, până am învățat VLOOKUP și alte formule de astea, mă opuneam, ziceam, mamă, spală creierul, corporația, nu voiam să învăț nimic. Și da, am făcut blogul și acolo scriam. Partea bună a blogului este, de fapt, două părți bune. Unul că scrind ce urmează să faci un fel de angajament față de propria persoană, dacă ai un simț al ridicolului, repet, e ca atunci când te lași de fuma și anunți. Dacă mai anunți, bă, măcar două zile trebuie să suferi, să rupi cămașa, să faci softei, să te zvârcolezi, să arăți că, da. Bun, după trei zile... Mai te duci. Dar și pe blog, dacă ești, bă, peste trei luni plec la Polul Nord, lumea intră acolo și vrea să vadă acțiune, faci un, ceva. Da. M-am mai căutat un echipa, mai vorbit cu una, m-am antrenat, știi? Și punctul numărul 2, iar un beneficiu al blogului la vremea era că primești ajutor de la oameni pe care nu-i cunoști. Că îți dau niște sfaturi. Nu mai zic, bă, mergi la vecinii voștri aici, la Himalaya, la magazin, că David Neașu a fost pe Everest și pe echipament, poate să te ajute să-ți dea niște sfaturi. Nu știu ce echipament este la minus 40. Mai pusesem eu la Brașov, iernile minus 20. Parcă da, nu era. Da. Dar e o diferență. Mai ales dacă vrei să și alergi. Și alte sfaturi legate de unde să găsești niște bilete de avion, ieftin, niște chestii. Mă rog. Deci m-a ajutat blogul, cu siguranță. Și s-a creat o comunitate ușor, ușor, știi, în jurul proiectului ăsta. Să fac rost de sponsor a fost ideea mea ludică așa și fantezistă era, bă, o să trimit mail către două, trei firme care văd la televizor că sponsorizează sporturi extreme, asta se promovează cu... Da. Nu le numesc, acum le știți. Și probabil că a doua zi o să-mi răspunde și... Doar trebuie să deschizi ușa. Da, și mă gândeam, zic, bă, dacă răspund în același timp, pe care o aleg sau, știi? Da, asta era problema. Da, și mă gândeam că o să vină cât ai nevoie, 10.000. Ia mă 15, că sigur mai apare ceva, adică acum asta, bineînțeles, canci. Și iar am întoarce la tehnică, am învățat de la colegul meu, care era foarte bun, era de la IT și știa meserie, am învățat să trimit mail-uri cu mail merge. Că mi-a zis, bă, uite, am făcut o bază de date cu toate firmele din România. De la Registrul Comerțului am cumpărat, mă. Și am zis, bă, acolo sunt și adrese de mail. Bine, jumate junk, dar și am zis, bine, hai să le trimitem tuturor o dată ca să... Și teoria numerelor mari, că a trimis la niște sute e de foarte mii, probabil, bă, probabil să... 2, 3, 5 să rezoneze. Și am zis, nu mă, fii atent, ca să ai șanse mari de reușită, trebuie să trimiți mail-uri personalizate. Adică ăla să vadă când primește mail-ul, că e adresat lui, că e numele firmei lui, că e numele lui, că uite, corect. Eu sunt ăsta, că altfel e un spam. Și zic, hai, bun, ok. Și m-am învățat cu Excel, cu mail, mă, bun. După care am descoperit că există limită de 500 de mail-uri pe zi la Gmail. Așa era în 2010, nu știu cum e acum. Și zic, bă, mă, păi cât durează? Mă rog.
Și două săptămâni nimic. Deci numai mesaje de-astea, că e adresa greșită. Că... Da. Deci disperasem că eu mă înscrisesem la concurs și l-am tot întrebat, da plata, bine. Probabil că fiind și într-o parte a Europei avea un mic timp, așa că erau niște locuri limitate, erau 30 de locuri și erau din toată lumea, probabil care... Hai tată, voia... sunt alții care... Da, nicio problemă, că se rezolvă, că așa, mai dă contul că n-am scris bine, că așa. Și disperare, că nu răspundea nimeni și... După vreo două săptămâni am primit un mail așa urând, l-am și acum mailul, de la o firmă de audit, una din cele patru mari. Salut Andrei, ne băgăm și noi cu 2000 de euro. Și m-am uitat, zic, eu știam că am cameră video la cameră de aia de pusă pe, zic, bă, ofiția o cameră ascunsă, e mișto, la mișto, da. Știi? Care e namă aici? Filmează, da, zic, e Caterinca, da. Așa, și pe am văzut că noi și mi-am schimbat strategia, n-am mai cerut 10.000 sau ce era, două pachete, am pachete, deci era, ce să zic, așa, de 500, 2000, silver, gold, 2000, așa, și am strâns până la urmă, cam 70% din sumă și am făcut și un credit pentru diferență, așa, și am reușit. Iar deci, cam secundă, până atunci mai merseseră români? Mai știai că fuseseră înainte sau? La maraton de Apolonor nu, fuseseră. Cred că fuseseră vreo 3 sau 4 români la Polul Nord. Fusese așa, Maiti Teodor Negoiță, primul român care a fost imediat după Revoluție, după care a fost pe schiuri Dunca, de la Dunca Expediție, da. Dunca, cineva cu un alpinist și cam atât, nu mai știu exact. Deci, și am scris lui Romeo Dunca, n-a răspuns. Teodor Negoiță mi-a răspuns, foarte excentric așa, dar mi-a răspuns, mi-a dat sfaturi, mi-a zis să... El credea că mă duc cumva cu cum a fost și el pe schiuri sau cu sanie, cu dași, mai s-a antrenat să scari cauciuce, să dă astea pe un oraș. Zic, stai mă, nene, că corporal mă vede lumea cu cauciucul pe un oraș. Așa. Deci nu mai aveam expertiză asta, dar fuseseră românii alpiniști, la frig fuseseră și mi-au cam dat niște sfaturi destul de bune, plus am întrebat organizatorii, băi, ce trebuie să facem? Dar nu-i diferență mare între să alergi chiar la 1 ianuarie pe aviatorilor și să mergi acolo? Mă, e, dar în naivitatea mea m-am gândit, bă, nu vin din Zimbabwe, adică am avut și noi niște minusuri pe aici. Plus că la televizor mai vedeai întorsura Buzăului, Miercurea Ciuc, -25, -28 și atunci, auzind despre ele, chiar dacă nu le-ai trăit, mă zici, noi în România avem... Părea că ești de acolo, da. Acolo zic, bă, 10 grade, în plus mai pui un blug. Da. Pui un fes. Plus că m-am dus, zic, băi, după ce mi-am dat echipamentul, am avut-o și inspirația corporatistă, zic, hai să testez echipamentul. Că ăsta, David de la Neacșu, de la Himalaya, mi-a zis, bă, eu pot să garantez tot ce îți dau, mai puțin încălțămintea, că noi când mergem pe munte, noi nu alergăm. Noi, dar și eu nu pot să-ți dau ție niște bocanci de ăștia de burca, că nu am, faci 48 de ore, pleacă avionul înapoi până așa. Și ea zice, nu știu, eu îți dau ceva care cred eu, dar testează-i. Și m-am dus la o fabrică de, nu, la un depozit de înghețată, undeva pe Brăgadiru, Alaska sau nu știu. Nu pot să cred. Da, și aveau tunel de răcire minus 20 sau 25. Și m-am dus acolo. În primul e fascinant, eu am dat admirație pentru oamenii care lucrează acolo și întreg proces, că nu vii de la plus 20 de grade și intri la minus 20. Nu, trebuie să stai la climatizare, un sfert de oră, 0 grade și lucrează la minus 20 acolo, căciuri, moi, și o zi întreagă, adică eu... Mamă. Deci când mâncați ceva congelat, să știți, să că știți de unde, de da. Unde da. Și am stat acolo, am alergat un pic, așa vreo, nu știu, am sărit coarda, că nu aveai nu știu cât spații acolo. Și am plecat. Mi s-au dezghețat picioarele pe la, nu știu, nu a doua zi, dar oricum după vreo 6 ore cu căldura dată la maxim. Și mi-am zis, bă, mai am de lucru aici. Și mi-am schimbat și o sete, am schimbat pantofii. Și atunci a fost mai bine, ți-am avut inspirație. Dar în rest, nu, să zici că când te miști, eu, exemplu, am un disconfort mai mare dacă îmi pui să stau într-o stație la minus 10 grade jumătate de oră, să aștept așa, sigur mă ia mai mult decât la minus 30 alergând. Adică se schimbă un pic paradigma. Deci ai făcut rost de bani de tot și ai plecat încolo. Da. Challenge-ul mare, provocare mare era că i-am frică de avion, de zbor. Ma. Și 5 avioane și elicopter l-a dus, 5 avioane și elicopter l-a întors. 5 avioane? Da, 5 bucăți. Da, pe avei, avea așa, București, Copenhaga, Copenhaga, Oslo. Am stat peste noapte în Oslo să văd orașul. Mare greșeală, că e ca la Monopoly când te amendează, când pici de oraș cumpăla. Adică am intrat într-o restaurant, dar nu fițe talente, așa că te plimbi pe străzi și știi că nu mergi la alea de la zonă. Da. Mergi mai în spate, așa la o căzătură. Bine, căzătura în Norvegia arată altfel. Și am deschis meniul și cred că, nu știu,
4,8 secunde l-am închis, că mi-am dat seama că se face converteam rău. Așa, nu, 100 de euro era cea mai ieftin, salată cu nu știu ce. A zis, bă, da, e foarte scump. De fapt, șocul a fost la aeroport, pentru că eu mi-am luat hotel vis-a-vis de, nu, la aeroport, dar eram în spatele aeroportului, dar având bagaje n-am putut să merg, erau 2 km jumătate. Pornirea era 50 de euro. Și mi-am luat, nu știu, vreo 12-13 până acolo. Am venit cu autobuzul a doua zi, că altfel era, se zicea bugetul repede, da? Așa, după aia de la Oslo la Tromsø, de la Tromsø, Tromsø fiind în nordul Norvegiei, unde ai impresia că se termină totuși Europa, așa nu, de acolo de fapt începe aventura, de la Tromsø la Spitsbergen, care e un arhipelag pe la 80 de grade latitudine nordică, într-un arhipelagul Svalbard, unde este depozitul mondial de semințe al plantei. Așa. Și acolo am întâlnit pe Zinedine Zidane, ceea ce a fost șocul vieții mele. Unde? La în Spitsbergen, în Svalbard. Păi ce făcea acolo? Hai să zic ce făcea. Venise cu un francez care a sponsorizat o firmă de asigurări să traverseze, facă prima traversare cu un balon cu aer cald. A, uite-l, da. Asta e. Așa. El, Zidane e cel din dreapta, ca să nu existe cum. Și, da, cum privim în dreapta. Da. Și el endorsa cumva proiectul francezului respectiv. Vrea să-l trag cu balonul, francezul ăla, peste Polul Nord. Deci din Norvegia în Canada. Așa. Și el era acolo să promoveze proiectul. Dar zic, eu merg, orașul ăla, ca să înțelegi, are, nu știu, probabil 1000 de locuitori. Au un hotel și 5 case. Nu te crede nimeni niciodată. Doamne, da. Mergeam pe stradă. Mergeam pe stradă și îl văd pe Zidane. Și seamănă. Cât ai băut, băiatul. Ce să bea? Nu că nu are ce să bea acolo. Da, corect. Nu, e cam interzis. Ce medicamente îi lua sau ce? Zice, bă, hai, da. Și nu, că ce zic, că ai halucinația, ce alergi, nu? Da. Și după aia l-am văzut la hotel, la micul dejun. Și am întrebat pe aia la recepție, bă, da, că a venit cu, zic, bine, hai, și m-am dus, zic, putem să, nu vrei să faci o poză cu mine? Așa. Și, da, nu, a fost super, i-am zis de Hagi, bineînțeles, i-am zis, da. Că m-a făcut să plâng când ne-a dat gol pe Ghencea sau când a fost 3-1. Da, așa. Și, și de acolo mai zbor încă 2 ore jumate cu un Antonov 78, așa, un avion de la militar rusesc fără geamuri, așa, și aterizez la 89 de grade latitudine nordică, unde e o bază făcută de ruși în fiecare an, în aprilie. La Polul poți merge doar în aprilie, pentru că până în aprilie, până în martie, ai 6 luni de beznă și foarte frig, după aia, după luna mai e gheața instabilă și poți să mergi cu, în august, cred că mergi cu spărgător de gheață până la Polul Nord. Și atunci în aprilie vin ruși și fac o bază acolo și vin oameni de știință, vin oameni pe schiuri, exploratori, oameni de afaceri, mă rog, și alergători. Deci cam ăsta a fost itinerariul. Da. Și acolo în baza aia ai niște corturi încălzite cu kerosen. Bine, încălzite, adică ai 0 grade dacă îmi vii de la minus 40, oricum e ca se la terme. Cal, da. Da, e sauna acolo. Vrei să te dezbraci. Da, așa. Bine, ala se strică, că fiind rusești, mai prea te trezeai clănțănit și se auzeau niște ciocane, că ăștia așa repară orice, și la avion, și la, se auzeau, venea unul cu ciocanul și pornea, ca în filme, știi? Da. Ele așa sunt făcute, foarte mecanice, nu digitale. Poc, poc, poc. Am avut același șoc și am mers în Antarctica, tot cu un, cu un Iliușin de la, da, mare, care are 2 etaje și la piloți și e cabina aia transparentă total. Și piloții așa pe 2 nivele și vezi și jos, știi? E un avion, da, militar. Și avionul nu era capitonat. Asta, avioanele comerciale care mergem noi, tu nu vezi țevăraia și tot. Da, da, da. Sau e ca în casă, nu spui țevile la vedere. E, ăla avea toate țevile și alea huruiau așa și la un moment huruia și a venit între aia, 3 piloți din așa, bum, dum, dum, și s-a liniștit treaba. Deci de acum să știți, orice problemă. Da, să nu vă speriați. Așa ați rușit. Când tot ce ai mână în ciocan, toate problemele par cui. Cui e. Exact. Da, deci cam asta, da, e treaba. Și și erau corturile parțial încălzite și era un circuit de 3,5 km care includea și o pistă de aterizare. Bine, acolo e Oceanul Arctic, care are 1,5 m asta, grosime gheața, dar e suficient ca să aterizeze avionul pe el. Și faci 40 de kilometri făcând ture de alea. Deci cam asta a fost. N-a fost, eu știu ce, istoric cursa aia. E impresionant că știi când te uiți pe GPS și vezi 89, 59, după aia 90 de grade la cine nordică, e... Ma. E un sentiment și știi că totul e la sud de tine, știi? Mai că ce sentimentul nasul e că știi că cea mai apropiată oră și la 3000 de kilometri, adică dacă te lasă avionul pe acolo, vii în not. Plus că n-aveai voie să te depărtezi de corturi, că mai trec urși, că era, da, un urs simte femeia de la 600 de kilometri.
pe plat așa. Mama. Și ăia erau și urși polari, n-aia, nu e ca la noi la Bușteni cu ea. Te dai jos și... Iau, ăla, te vede snec direct, adică și numai cu pușca să te băia pe acolo. Așa? Ți-a fost frică de ceva? Nu, no, nu. No. Pentru că, în primul rând, nu știu câta ediție, nu murise nimeni, ce puțin de ce cinsem acolo, era bine organizat. Ce să zic, am văzut, văzându-i pe aia în avion, nu mi s-a părut că, băi, sunt numai de ăștia care arată soldați sau, eu știu să zic, au... Și am zis, oameni erau oameni obișnuiți, de fapt la cursele astea de înduranță vin oameni obișnuiți, nu, n-am văzut oameni care să zică, băi, sunt, zici că sunt scoși din țiplă, Ken și Barbie, că... Deci, și atunci n-am câștigat curaj, plus că te aclimatizez, că am stat vreo două zile în Spitsbergen, erau, bine, băi, se primăvară acolo, erau, nu știu, minus 20. Se încălzise. Da, dar erau cu gecile deschise și de sub un tricou. Știi? Că venind de la o iarnă de 6 luni de beznă și se vedea un pic soarele, știi, în aprilie așa, după munte mai ieșeau în ziua. Două raze. Așa, două raze, dar era lumină non-stop, știi, că da. Perioada... Și stai acolo, mai intri în atmosferă un pic și când ajungi acolo, ia doar că e șocul ăla când cobori în avion la minus 40 și când trage aer prima dată se lipește da. Și nu știi ce să faci, știi, să deschizi gura, să... Dar după aia te aclimatizezi, plus că îi vezi pe rușii aia. Aștia duceau din Siberia muncitori care, la baza aia, care veneau de la minus 60-65, că de obicei la Polul Nord e un pic mai cald decât în nordul Siberiei, pentru că nordul Siberiei e pământ, permafrost, și ăla magazinează frig, spre deosebire de Oceanul Arctic, care cât de cât pe sub banchiza aia mai căldură, știi? Și atunci ăia veneau de la minus 60 la minus 40 și vedea, da. Stau la bustul gol de astea. Adică, serios? Da. Păi când asta a fost șocul, când nu eram echipați ca Armstrong pe lună, adică se vedeau niște ochișori mici așa până ochelarii aia de schi. 3 geci, 3 dale, 3 dale, totul era în 3, cu 3, 3 mănuși, 3, așa. Când am ajuns la cortul principal, ai știut de acolo în chiloți, adică chiloți, nu la bustul, chiloți. Bine ați venit, așa, welcome, haideți, scuze că n-am pus o cravată în papion, și la mișto, știi? Așa, că hai, la rău. Știi că tu vezi în filme, știi, de-astea cu Antarctica, alții, vezi pe înghețați după, sau îți imaginezi că dacă, scuze, faci pipi, rămâne așa, da, da. Și ai văd niște imagini de astea, când vezi până în chiloți, băi, undeva... ai un șoc și după aia începi să te relaxezi, că vezi că, bă, ok, poți să ieși fără geacă 30 de secunde până în afară și să vin apoi și n-ai murit și se obișnuiește. O corpul uman are capacitate mare de adaptare, știi? Cât și ai stat acolo cu totul? Asta mă recare, am stat vreo 4 sau 5 zile. Dar e suficient, adică după ce treci impactul la mamă la Polul Nord, a doua zi la fel, a treia zi la fel, ai făcut... Cum te-ai resimțit după cursă? Păi au terminat-o toți? Da, au terminat-o toți. Da, pe era timpul limită permisiv, nu știu, 9 ore sau ceva, pentru că aveai pe circuitul ăla, în afară de pistă, care era cât de cât alergabilă, restul era zăpadat, adică alergai doar pe pistă, în rest mergeai până... Unii aveau... nu știu cum se cheamă, sunt supra pantofia mai mare, așa ca niște foot, așa. Da, da. Așa, dar n-am mers cu ale. Mă, te simți, în primul rând, i-am făcut vreo 7 ore și ceva, câștigător a făcut 5 ore și ceva, era om care alerga în 2 ore jumate maratonul pe plat. Deci făcea cam dublu decât faci pe... Da. Fiind primul maraton, pentru mine a fost senzația extraordinară de reușită, că știi că, da, băi, ai muncit 3 luni, 4 luni pentru aia și logistica și tot din spate... Te simți foarte bine. Dar iartă-mă, nu e relativ, adică n-ai reușit cam repede. Nu, maraton poți să ajungi în 4 luni liniștit, da? Luni de la zero. Dar trebuie să, adică să ai ca reper prima lună să atingi 10 km, a doua 20, a treia 30, cam așa. Și să ai acordul medicului din start, adică să n-ai vreo afecțiune de care nu știi. Asta e de fapt problema. Bine, dacă ai afecțiune și s-ar și când alegi după autobuz sau urci scările... Nu trebuie să prinzi maraton. Da. Dar dacă începi, că... Se începe, ți-am zis, prima săptămână mergi rapid, 30 de minute pe zi ca să vezi cum e, după aia un minut alergare ușoară, după aia două de mers și crești ponderea asta de alergare ușoară, după care până luna a doua, după ce ai făcut și 10 km sau oră de alergare, începi și să crești viteza ușor. Deci cam asta e, nu? E un ți s-a deschis apetitul atunci sau ai zis gata, ăsta e și am terminat? Nu, am zis direct gata, asta e. Mulțumesc frumos. Da, mulțumesc, am arătat, e ca, repet, ca lăsat de fumat. Bă, am dovedit că pot. Ai scris pe blog, hai noroc, poze. După aia mă gândeam, zic, pe casă, zic, bă, eu am intrat acolo, practic se deschide altă lume. Vorbești cu oameni care fac asta, ori că unii erau la prima aventură, alții povesteam, am fost pe fiecare continent, am fost acolo, un fiu de maratone. Tot așa, ei cum te-au receptat? Bă, a venit românul ăsta, adică se uitau ciudat, e unul nou care a intrat în breazda noastră.
Nu, mai degrabă cred că era bias-ul meu sau prejudecata mea despre cum cred eu că mă percep ei. Adică dacă eu spuneam că sunt român și ăla se uita, ștergea bagajul da. Mai în spate, eu mă gândeam, mamă, și la da. Tras că s-a că gândit că e ciordez, da, n-a nicio treabă aia. Da, pentru că practic ești perceput mai întâi ca alergător, de, și când ești tu, e ca și cum, nu știu, ai fi, nu știu, pilot, să zicem, și te joci sau medic, când te treci cu un congres de medici sau de pilot, sau, și aia te percep ca de-a lor, nu neapărat că ești... Ca nație. Ca nație, știi? Și sunt oameni mișto pe care am întâlnit acolo și e, sigur că eram un pic exotic, că majoritatea erau Canada, nu știu, Germania, SUA, adică țări care omul și-a luat în salariu și a venit acolo, adică nu a făcut vreun efort neapărat substanțial, dar te întreabă, sunt curioși, da. Ce cauză pe aici? Da. Dar la birou cum te-a perceput lumea? Băiatul ăla care închidea aerul condiționat? Băi, la birou am încercat, în primul rând, am încercat un low profile, că totuși aveam așa o jenă, zic, bă, nu pot să le zic căstora că plec la Polul Nord și că mă întorc, nu mai sunt acolo, e altul în locul meu, că se zic, bă, pleacă ăsta la Polul Nord, se întoarce, nu se întoarce. Le-am zis, eu tot așa, zic, plec în vacanță, n-am, chiar că aveam blogul, nu era urmărit de, sau era tratat așa ca un entertainment mai degrabă, că, știi, în zona nice to have, poate o să plece, știi cum e, că zici, poate o să merg și eu odată în Australia sau... Da. Așa. Nu cred că au luat-o în serios, știi? Deci abia după aia când m-am întors, atunci da, s-au schimbat lucrurile. Și asta zic, intrând în contact cu oamenii ăștia, mă gândeam, zic, bă, ce fac mai departe? Că uite ce mișto e, totuși oamenii ăștia fac multe lucruri. Am aflat că este un circuit 7 maratoane pe 7 continente, de care nu știam, s-a părut interesant, mamă, cum ar fi să merg pe fiecare continent. Și am zis, bă, ar fi păcat să mă întorc la canapea, că e riscul ăsta mare când ai dovedit ceva, știi, ție și altora, te blazezi, știi, te întorci acasă și o iei de la capă, știi? Și am zis, bă, ar fi păcat, hai că acum, uite, mi-am dat jos kilogramele, hai să mă mențin, știi? Și hai să mai fac un proiect care măcar un an să mă, să mă țin în priză, știi? Să... Și aflând acest circuit 7 maratoane, 7 continente, am zis, hai să-l fac și eu, că mi se pare interesant. Și hai să-l fac și eu. Și mai ales că știam că, zic, bă, dacă am alergat la Polul Nord, zic, cât de grele pot fi ale la, nu știu, la Istanbul sau la mai știu pe unde, știi? Și în plus am zis, maratonul am mai alergat, deci iar nu mă duc într-o zonă de disconfort, știi? Și nu o să fie mai greu decât la Polul Nord, că nici nu o să fie zăpadă sau, știu, știu. Și m-am dus la firma la care lucram, la companie, și am zis, uite, am proiectul ăsta, mă ajutați, nu mă ajutați, și până am găsit și susținerea lor. Și am dus alerg pe fiecare continent, mai întâi am dus la în Australia, prin iulie, când aprilie am regăsat la Polul Nord, din iulie m-am dus în Australia. Ești tot în anul ăla? Da, tot în anul ăla. Și cred că a fost ce mai lung, nu a fost ce mai lung drum, dar percepția mea spre Australia a fost ce mai îndepărtat loc, așa, în care, posibil. Nu știu, parcă și la 12 ore, adică vorbeam acasă, nu știu, 9 dimineața, Australia 9 seara acasă, era așa o nebunie, nu știu. Și acolo a fost chiar, apropo de ce m-ai întrebat cu percepția despre români, și am zburat până la Dubai, după aia de la Dubai 14 ore până la Sydney și de la Sydney trebuia să zbor încă vreo 3 ore jumate în mijlocul Australiei până la Ayers Rock, unde au ei muntele la Uluru, acolo era cursă. Vă dați seama ce continent e Australia dacă zbori 3 ore jumate de pe coastă până la jumatea ei. Adică probabil că ți-a vreo 6-7 să o traversezi, deci aici Europa o traversezi în 4. Da, și când am ajuns era unul aeronavă de aia mare, Airbus-ul ăla cel mai mare, nu știu ce da. Număr e. Și erau 500 ceva de pasageri și mă grăbeam destul de mult că trebuia să prind avionul conexiunea și apoi vine la mine vame și zice, sir, we have randomly selected, adică am selectat în mod aleator 3 pasageri pentru a controla bagajele. Logic că tu ești unul dintre ei. Eu un chinez și un pakistanez. Randomly. Am știi cu ei că... Băi, randomly. Și... Pe restul nu. Nu, au la străgă, nu poți să-i controlezi pe toți că și le-am zis că merg să aleg un maraton și nu înțelegeau că, bă, vine unul din România, că avem biletul de întoarcere în 2 zile înapoi. Știi că vine unul din România, să alege un maraton, se întoarce acasă și nu știu ce maraton. Mi-a intrat pe net, le-am arătat. Zic, uite, am fost la Polul Nord, dar toate pozele erau cu... Eu să stau. Da, eu să stau, uite, asta. Și m-au zis vreo oră jumate, până la urmă am prins avionul la limită, așa. Dar a fost... Randomly. Da, randomly. Și cred că nu mai știu dacă acolo sau în Noua Zeelandă m-au amendat că aveam noroi pe talpă, pe într-un în bagaj, n-ai voie.
De obicei australieni și neozelandezii se faultează unii pe alții la asta, n-ai voie să vii cu pământ, că e se gândește cu factor contaminant. Să fii la amendă, nu știu, vreo $200 sau... Și tu aveai de la alergare. Aveam, da, da, de la noi era pământul, nu, era glia. Am luat glia. Da, era contaminată, clar. Sărina, da. Da. Așa. Și, mă rog, asta a fost cu Australia, după care am fost la Istanbul în octombrie, așa, și în decembrie m-am dus în Antarctica. Acolo iar călătorie cu peripeții. Erau toate... A fost un decembrie foarte nasol, chiar pe 1 decembrie cred că am plecat. A fost zăpadă în București, era 2010. Cu toate cursurile oprite, a plecat numai a mea. Deci nu știu cum s-a întâmplat. Deci a plecat, da, a fost singura care a plecat în după masa aia. La Frankfurt era aeroportul cum era evacuarea din Saigon. Deci era plin. Toate, tot așa. Că a fost o furtună de asta de zăpadă. Am reușit cu românism, dar să-mi bag în față că pleacă avionul, așa am ajuns. Tot așa, cred că două avioane au plecat în seara aia, pentru care și ăsta, deci noroc maxim. 14 ore până la Santiago de Chile, iar eu nu pot dorm în avion că am pulsul ridicat, că mi-e frică de avion. Toți dormeau, am văzut film după film, făceau hockey ca la Las Vegas, la păcănele. Așa. Și de acolo... Acolo am alergat în Chile, că am încercat să am zis să le optimizez, știi, dacă tot fac un drum, am alergat mai timp maraton în Chile. După aia am zburat 6 ore cu escală până la Punta Arenas și de acolo am așteptat vreo 3-4 zile să fie vremea bună în Antarctica, să zburăm cu un aeroport, cu un avion de ăsta militar până în mijlocul Antarcticăi, 6 ore și ceva. Deci iar acolo era vară. Așa, că era decembrie, așa. E mult mai frumos Antarctica decât în la Polul Nord. Ai munți, ghețari, e alt relief dar vânt. Deci vânt ca acolo ne-am întâlnit nicăieri. Deci e o nebunie. Am stat la un dat 24 de ore în cort. Avem corturi individuale de astea rotunde. Am zis, nu ieșiți că nu vă mai găsim. Și faceți tot ce faceți în cort. Ne-au dat niște rezerve. Am zis, nu ieșiți până nu venim noi să vă spun. Și bine, înseamnă am spus de 24, am zis următoarele 12 ore, zic, 12 s-au ore, numai că problema nici nu puteai să dormi acolo, că aveai în permanență soare deasupra ta, era lumină. Și era interesant, când era soarele un pic mai departe, aveai minus 30 de grade, când era deasupra, se încălzea cortul, aveai 5-6 grade, era chiar plăcut, știi, și tot așa. Și acolo, a doua zi după maraton, se organiza o cursă de ultramaraton de 100 de kilometri. Și eu sub impulsul momentului, că și nici n-aveam ce să fac, că nu prea ce să faci acolo decât să alergi sau să stai în cort. Deci terminase și maratonul. Terminase maratonul și am zis, bă, mâine dacă vreți cursa de 100 de kilometri, unii se înscriseseră la ea, unii nu, și am zis, dacă vreți, puteți participați gratis, când am văzut că e gratis, îți dai seama. Hai. Că aici era să cer două, îți dai seama. Și am zis, bă, 100 zi, 4 ture de 25 de kilometri, 25 am mai legat. Așa. Și la start am fost 4 din 40 la maraton, au ridicat mâna 20, au zis că venim a doua zi s-au mai răzgândit, unii am mai, așa, 4. Unul abandonat pe 30 de kilometri, cu hipotermie și a rămas 30. Am descoperit niște mușchi pe care nu știam că i-am, că băi, ne pregătim de nasol. Deci am constatat că e nasol. Da, mai am mers. Și ai dus 100 de kilometri? Da. Mai cu mers, cu alergat. Ce era interesant, imaginați-vă un circuit pe un ghețar de 800 de metri înălțime, dar destul de plat. Acolo Union Glacier se cheamă zona aia. Și au făcut un circuit cu ratracul de 25 de kilometri. La kilometru 10 și la kilometru 16 erau câte un container. Container ăsta de șantier în care aveai o stație care trebuie să anunți că ai ajuns, că altfel începea să te caute. Bine, cu șanse mici, că dacă te abăteai de la drum, crevasă, la revedere. Și... Iartă-mă un pic, drumul ce înseamnă? Mă, era... Imaginați un... Cât de lat? Păi nu știu, cât face ratracul ca pe pârtie. Nu? Atât? Da, așa. De... Tu îl vezi? Îl vezi, adică îl vezi. Nu, că vântul ăla care bate, nu te... Nu, îl vezi. Îl vezi. Adică totuși nu poate să acopere așa repede, îl vezi. Plus că mai pun o dată la 50 de metri, 100 de metri, pun un steguleț cu portocaliu ca să nu te duci chiar... Bun, și intri acolo, stejarul extremă urgență, am ajuns să știi că nici n-ai făcut vreo românească de aia să scurtezi așa și nici nu te-ai pierdut pe undeva. Și în căsuța aia aveai apă și niște ronțeli. Să-ți faci refill. Și am făcut 21 de ore, nu știu cât trebuie, așa. Și tu iartă, stai puțin, că noi ăștia care urcăm în sandale până la Sfinxul și până la Babele, trebuie să știm ce faci în timpul ăla, când asculți muzică, ce faci tu? Ce s-a scurs? Nu ținea niciun device la vremea aia. Și ce faci? Nu e razna?
Măi, n-ai stânga, dreapta, niciun om. N-ai nimic. Asta e de fapt cel mai nasol, că dacă te duci undeva unde sunt oameni sau ai măcar niște repere, un copac, o rândunică, o ceva. Bun, și ursulețul nu bate pe acolo? Nu. Antarctica e cu pinguinii, dar la mal. În mijlocul nu e nimic. Ce e fantastic la Antarctica e că ea s-a rupt de celelalte continente acum milioane de ani. În mijlocul continentului unde am fost noi la 80 de grade de latitudine sudică, nu a mai nins niciodată de atunci, că ca să ningă trebuie să evapore, și adică să fie niște condiții. Și zăpada aia, de fapt, Antarctica e considerată deșert, pentru că zăpada aia e uscată, e ca un nisip, știi? E science fiction, adică și aerul e cel mai curat pe care l-am respirat vreodată, că n-au voie cu nimic acolo. Adică nu ai văzut să te plimbi cu, eu știu, ATV-ul sau... Ți-ar fi dus doi român dacă era. Ai, da. Și în plus, e singurul loc din lume unde ne-a dat cremă factor 130. Nu știam că există. Arde soarele acolo grav. Deci eu nu știu cum au ajuns oamenii. 130. Nu știam că există. Eu știam 50 maximum, de copil, de bebeluși. Nu, aia până Australia au și aia. Da, 50, de aia așa la entry level. Ca să te duci să cumperi pe aia de 80. Trebuie să te califici. Cu ce te-ai dat, mă, până acum? Cu 50, bine. Da, că acolo pământul e un pic mai subțire spre pol acolo și stratul de așa e și mai rupt stratul de ozon și și plus că reflectă nisipul ăla zăpăpada aia uscată reflectă 99%. Și ce se întâmplă cu toată crema aia am stat, avea o porțiune așa care n-a fost acoperită la maraton și am vreun an și ceva mi-a rămas urmă, ca și cum a fost ars așa. Deci unul care și-a scos ochelarii pe ultima parte, că transpirase un francez, a stat vreo două zile în cort, arăta ca un zombie, deci partea asta albă era roșie și asta neagră era verde. Deci nu-ți vine să crezi, deci cu picături, cu... știi, arde, direct. Da. Și ai, singurătatea, da, care e partea frumoasă? După ce alegi vreo oră, două, așa, intri într-o stare de pilot automat, așa, nu mai ai niciun gând. Deci nu mai ai niciun gând, ești pe... știi, stare păi de nu mai flux, ai Andrei, dar mai ai încă 80 de kilometri. Și dar nu mai ești, pe pilot automat. La un moment dat, cred că... poate să lase poți în altă parte. Așa. Da. Și... și mi s-a părut straniu, la un moment dat mi-a auzit inima bătând, că era liniște, la un moment dat se prise vântul și s-a auzit că nu e niciun zgomot, că n-ai, știi? Și după vreo 10-12 ore, fiind și pe fond de nedormit, că după maraton am pus să dorm, nu știu, că era lumină, știi? Și după ce apare, se instalează hipoxie, ai creierul prin așa puțin oxigen și ai halucinații. Și aia acolo e distractiv, la halucinații, că asta efortul mai dovedește, mai prești, mai mănânci, mai faci un stretching, dar la halucinații nu prea e ce să... frumos aici, aici am alergat. Da, bă, da. Așa. Și ce ai văzut tu? Ai văzut pitici bărboși sau ce? Nu, am văzut din afara mea, așa, de la 2 metri cu toate detaliile. Frumos, așa, alergând, știi, și zic, băi, dacă văd un tunel alb, mă întorc. Conștient că ești conștient că e halucinație, adică chiar dacă pare totul real, s-a mai trăit de multe ori asta. Și la cercul polar. Cum sună asta? Da. Cum sună asta? Mai dai de multe ori? Da, la cercul polar eu vedeam pe... chiar alergam cu un prieten acolo, cu Vlad Tănase, și ne aveam halucinații, dar la norocul nostru a fost că nu le aveam în același timp. Și îmi spunea, băi, eu mă uitam pe... mă uitam pe drumul pe care alergam, care fusese făcut-o cu șenile, cu ceva, și în loc de urmele de șenile, eu vedeam niște coloane de-astea romane cu desene animate pe ele, care se desfășurau acolo. Știi? Zic, uite mă, uite, ăsta e purcelușul din ăla, din cei trei purceluși. Nu, mă, sunt urme de șenile. Pe care când trecea mie, el avea impresia că îl atacă niște câini. Știi? Și ăsta stai mă liniștică. Nu, nici măcar nu poți să schițezi un zâmbet, că nu e... Da, sau Tibi Ușeriu vedea fluturi, mov, violet, deci fiecare are... Bine, noi am avut unele mai plăcute, așa, că sunt unii care din spectrul ăsta văd morți sau, eu știu, da. Dar în acest timp ești conștient oarecum că e o halucinație și oricum știi că trece la un moment dat, adică cu o ronțăială, cu... Și cât îți ia să-ți revii? Bine, ți-a luat știu, puțin, că dacă... Minute. Nu, după maraton, dacă ai mai putut să mai bagi în... Deci tu ai băgat practic în două zile 140 de kilometri? Da, da. Da, corpul nostru e fantastic. Deci am observat că oricum în permanență poți face dublu, cel puțin dublu distanței maxime parcursului anterior, fără să ai un damage așa, o, nu știu, niște repercusiuni nasoale, știi? Dar după ce ai depășit un prag,
corpul s-a obișnuit cu niște ore de alergare, după aia practic reduci un pic viteza și arzi multe grăsimi și o ții așa, ding, intră corpul într-o cetoză și te ții arzi. Ai avut vreodată senzația că o să mori? Nu. Niciodată. Nu. Nu. Sau ți-a venit vreodată să zici gata, mă las? Asta e ultima sau... Băi, norocul, să știi că cele mai multe abandonuri se întâmplă la antrenament. Serios, acolo încep de fapt. Că mi-am zis că mă pregăteam pentru canalul Mânecii, mergeam să... Notul era evident punctul meu de antrenament acolo, punctul nevralgic, mai ales că nu știam să notam, am apucat la 35 de ani, că pe plajele din Brașov, așa. Și da, nu există. Iar la București, percepția mea totdeauna a fost că există două bazine, la Lia Manoliu și la Floreasca. Asta era percepția mea. Și când am apucat de not, am descoperit că există zeci de bazine, știi? Și foloseam doar ca scuză faptul că existau doar două. Bun, și mergeam la mare. Aveam sesiuni de antrenament de 6 ore, de 8 ore, de 12 ore și mergeam la mare în aprilie, era apa acum în aprilie, mergeam într-un golf acolo de un kilometru, îmi lăsam apa într-o parte și făceam ture de alea. Și vine că îți vine după 2, 3, 4 ore să ieși, zici, hai să ieși un pic, dar știam că dacă ieși un pic, nu-ți mai vine să intri, dacă ieși un pic, te mai schi, hai să mă și schimb, mai stau 5 minute, să mai ceva, să zic, haide. Și foarte multe abandonuri încep la antrenament. Norocul meu e că mergând la astfel de curse, oricum nu poți să abandonezi, să zici, bă, gata, mă opresc și uite aici, în Antarctica, am cum pe dreapta. Că trebuie să ajungi undeva. Și, da, să ajungi undeva. Și când ajungi undeva, de obicei, până din momentul în care ai luat tu decizia că hai că abandonezi până ajungi undeva, se schimbă decizia de 10 ori, știi? Hai că mai duc, hai că mai... Uite, mă opresc, mănânc ceva, poate îmi zice la, hai bă, că poți, hai că mai merge și... Dar te bucuri real când vezi omul? Când vezi un om? Da. Dar acum înțeleg pe naufragiați ăștia după 30 de ani. Nu, da. te bucur. Suntem ființe sociale. Contează nația, nu contează om să fie. Te bucur. Și e o solidaritate când alergi cu astfel de oameni, știi prin ce trec și... Da. Deci asta a fost cu Antarctica și de acolo mi s-a prins un becule. Zic, ia stai mă, că o fi alergat cineva și maratoane și ultramaratoane pe fiecare continent. Și am căutat pe net acasă informații, am zis că nu alergase nimeni, zic, hai să... Și așa l-am bifat pe cel mai greu logistic și am zis, hai să alerg și ultramaratoane, acum pe unde mai merg, pe aici, pe acolo. Și după un an și ceva am alergat pe fiecare continent și maratoane și ultramaratoane și cei de la Guinness Book au oficiat asta. Că deci de ești în, da, am văzut, ești în cartea recordurilor. Da. Bine, acum... Pentru mine nu e neapărat o mândrie punctuală faptul că ești în Guinness Book și dacă mănânci 50 de ardei iuți într-un minut sau ce, adică nu neapărat... Da, dar comparativ nu e același lucru. Sigur, dar nu e neapărat asta, Guinness Book e țelul suprem. Dar mi s-a părut interesant, zic, băi, du-te tu mai cineva care s-a apucat târziu, real târziu să alerge și ieși dintr-o parte a Europei unde n-ai nu știu ce resurse, deși în călătoriile mele am descoperit că avem destul de multe față de, că dacă te uiți și de la România în jos, noi suntem în medie, aș spune, că am văzut și țări unde... Lumea te-a perceput ca un ciudat până la un anumit moment dat și după aia altfel? Sau cum ai fost tu perceput? 2010, ai început să alergi, bun, s-a dus ăsta să... Probabil că la început eram exotic, cu siguranță, după care oamenii au văzut că n-am murit acolo. În plus, eu am încercat totdeauna, pe unde mergeam, documentam călătoriile mele, nu doar am alergat cu 5 minute pe kilometru, făceam multe poze de călătoria în sine, adică era mai degrabă un bloc de călătorie amestecat și de aventură amestecat cu sport. Și atunci am încercat să oamenii au început să perceapă alergarea ca pe o activitate destul de sexy, adică nu ca o traumă la care supui corpul, știi? E o activitate care te duce în niște locuri, te ajută să întâlnești cu niște oameni și îți oferă niște beneficii legate de slăbit, legat de a-ți menține, că de slăbit nu e chiar de complicat, e complicat să menții după aia 10, 20, 30, 50 de ani o anumită greutate. Și ușor a început și alții să facă astfel de lucruri, a devenit normalitate, ce puțin pentru cei care citesc despre astfel de oameni, știi? Iar nu mai zic eu, când mergeam în astfel de comunități, aia era normalitatea per se, adică by default, nu... Era ciudat să o consideri altfel, știi? Bun, ai găsit și pe alții cu care ai început. Eu mi-aduc aminte perfect de anunțurile alea. Plecăm dimineață la 5, parcă erau, nu? Din benzinăria, nu știu care. Da. Ploiești dus întors. Sau prima dată era doar Ploiești. Sau Câmpina... S-or duce pe bicicletă pe ceva oamenii.
Să ori duce cu un scooter, cu ceva, cu știi? Care vreți, ne întâlnim acolo și așa mai departe. Și mai găseai nebuni dintre ăștia care să vină da. Și alergați? Da. După deci ce nu am... bicicletă, nu... Da, după ce am alergat în diverse medii și temperaturi și eu știu ce condiții, mi-am dat seama că pe cea mai mult îmi potrivește alergarea pe șosea, mai ales că Bucureștiul, orașul în care locuiesc, este destul de flat, așa. Corect. N-am cum să mă antrez pentru munte sau pentru deșert sau pentru eu știu ce curse și am zis, băi, pentru mine alergatul pe șosea, mai ales că mă antrenam 90% pe în parc, în rest rău. Și am zis, băi, să fac alergări pe șosea și după ce am terminat cu maratoanele și ultramaratoanele mele, am făcut o alergare pentru Hospice Casa Speranței, da. De la centrul lor de îngrijire paliativă din Brașov la centrul lor din București, 177 de kilometri. Singur? Da, da. Și bine, pe parcurs, cam Forrest Gump. Da, se mai alătura unii. Da, se mai pe alătura. Lângă la Bărbosu. Da, da, da. Și cu șapcă pe cap, așa, se mai aduna unii. Da, asta era până în 2011, știu că fiul avea 3 ani și la finish mai aveam vreo 200 de metri, așa, eram, aveam vreo 26-27 de ore de alergare, eram destul de rupt. Cât da, aveai, iartă-mă, cât aveai? 27 de ore, nu știu, așa. Și eram prin noiembrie. Și să le iei în cârcă. Da, să le iau în cârcă. La anul de cârcă, asta e, da. E o poză frumoasă cu încă. Și m-am început să plac alergările pe șosea și organizam frecvent antrenamente de la Ploiești, la București, de la benzinăria aia, nu numesc că e rusească, unde se bifurcă da. Acolo, o iei stânga de, spre Brașov, dreapta spre Buzău, până la statuia Aviatorului, 50 de kilometri fix. Și făceam tot felul de challenge-uri. La început am încercat să cât mai multă lume să se familiarizeze cu distanța, după care făceam, ok, să alergăm sub 5 ore sau să alergăm... Și pe unde alergați? Pe stradă cu veste da, pe voi? Da, cu veste pe noi și cu luminițe. Cumva pe marginea drumului, oricum foarte devreme sau foarte târziu, în general nu e așa circulat, știi? Iar percepția când alergi e ușor diferită de când mergi cu mașina. Adică n-am avut așa o... Așa nimeni n-a avut o frică, mamă, mă lovește vreo mașină. Deci a fost chiar ok. Și până la urmă cicliștii se antrenează pe DN1. Corect, sau, da, e... alergăcioși mai puțin. Da. Și după aia am făcut, era un restaurant pe DN1, kilometru 101 se numea, pentru undeva între Breaza și Câmpina, sau Comarnic, nu mai știu unde era. V-ați dus mai încolo, adică. Și mai încolo, să mai creștem un pic și tachita. Și am venit, nu știu, la 6 seara, acolo ne-am întâlnit și ne-am dus niște prieteni cu mașinile, unii au venit cu trenul, fiecare cum a... Așa, și am alergat până la 6 dimineața, a doua zi, deja, bro. Da. Deci adunai mulți. Da. Păi până la urmă, știi cum e? Ca să te antrenezi pentru ultramaratoane, și aici mă refer, ultramaraton, de fapt, înseamnă tot ce depășește distanța maratonului, care are 40 de km. Nu presupune alte caracteristici, doar că nu, e că o distanță mult mai mare, 2 ori că, sau... Da, numai că în realitate nu poți zici că dacă alegi 43 de kilometri ai alegat ultramaraton, că tot, trebuie să da, iei 50, 100, da, sunt da. Mai multe, dar teoretic am peste 50 de kilometri, se consideră că este ultramaraton. E, când te preantrezi pentru o cursă, să zicem, de 500 de kilometri, nu faci la antrenament alergări de 500 de kilometri, că n-ai cum să... Dar ce poți să faci este să știi, băi, la o cursă de 3 zile sau de 2 zile, cel mai nasol mă simt, la care nu dormi, așa, cel mai nasol mă simt noaptea între, nu știu, 1 și 4, când ai melatonina și adenozina în creier, de, te trimit la culcare direct. Și atunci ai să repet... să exersezi bucata aia mult. Și atunci, vinerea, frumos, când știi că ești obosit după săptămâna de antrenamente, de serviciu, de nu știu ce, ți-ai pus familia la culcare și te-ai dus la o alergare de 50 de kilometri, știi? Și atunci simulează foarte bine partea aia de... Știi? Deci cam astea sunt antrenamentele. Cu și canalul mânecii cum ți-a venit? Merge cu canalul, merge, cu ca, merge. Măi, cu canalul... Tu neștii să noți profi până la... Nu știam să not, nu că nu știam să deci ești ca, să ești ca mine, nu știu, mor în cadă. Când n-au avut nevoie, hai să spun ceva cu not. Eu mergeam la mare ca orice român, dar nu mă duceam să... Da, te duceam în dură să fac până oricum... Până simțeai că apa îți ajunge pe aici, pe aici, nu mai simțeai pământul sub picioare, gata. Știi că trebuie să scoți berea, te duci până aici și te întorci. Așa. Gata. Și cine te-a primit la... Acum întreb foarte serios, cine te-a primit la 30 și... A fost comic și asta, trebuie povesti. M-am dus la... Am ales... am sunat la diverse bazine și unii care deau lecții pentru începători în diferent de vârste erau la facultatea de medicină la... La Davila, acolo. Am la găsit și eu, da, la eroilor nouă. Și la prima ședință, cum care e formatul acolo? Arată, are, e bazin de 25 de metri de semi-olimpic, care e înconjurat de o cupolă transparentă. Părinții, în general, stau după cupola aia afară, așa cu nasul lipit pe geam, să vadă ce se întâmplă da. Copilul, dacă, aoleo, dacă nu-i atent profesorul și se neacă copilul. Așa.
Și la prima întâlnire cu antrenorul eram eu cu patru copii cu aripioare de alea așa. Eu mă simțeam ca repetent, așa de nou, problemă. Eu încep bun de proiect de la zero, mi-asum, învăț de la era copil așa, așa cu dinții săi, de mai creșteau dinții exact, sori. Da. Și domnul Andrei. Așa, bună. Da. Băi, tu de unde ești, mă? Da, și a venit antrenorul. Antrenorul a fost înotător. Acum știi cum arată înotătorii sau fost înotători. Da. De o anumită înălțime, o anumită dimensiune a pană. Da, și puțin mai rași, mai epilați, mai... De eu am fost antrenor. Adică să te facă de râs cap-coadă. Asta e ideea. Da. Și vine și se oprește așa și nu înțelege ce faci să zici, că părinții de obicei stau după și sunt îmbrăcați, știi? Vai, cum așa. E asta? Și... Cu care dintre copii sunteți? Așa, da. Și eu zic că am venit să mă sănăt. Și mă întreabă, dar care ar fi obiectivul dumneavoastră? Vai, domnul, asta filmată, cred că era... Pare rău acum. Nu, zis, nu era comedy. Da. Și care ar fi obiectivul? Știi, zic, bă, dacă îi spun ăstuia că vreau peste un an jumate, că ăsta era obiectivul, că m-am apucat de not, să particip la un ultra triatlon care presupunea să înoți 7,6 km, să pedalezi 360 și să alergi două maratoane. Te ia de nebun clar. Pac, doi băieți, nu, zice, nu, cămașă de nebun, la spate. Zice, uite, fii atent, domnul, alături aici în complex e facultatea de psihologie. Bra, nu vă duceți departe. Nu, așa, doar să vorbiți, să schimbați. Tu fiind cu patru copilași. Așa, da. Și să vă spună care e problema reală de fapt. Curățuște. Curățuște, da. Și că îmi zice, știți, pentru olimpiada trebuie să veniți acum 30 de ani, știi că așa. Da. Zic, domnule, eu vreau să învăț crawl. Bine, ok. Uite, ca să meargă repede. Așa, adică așa, să nu vă țin da, să vă țin, așa, vă țineți de marginea bazinului, de scara aia. Și dați din picioare cu capul în apă și scoateți părând capul când în stânga, când în dreapta. Și vă aluți eu când așa, mai vine vă la dumneavoastră. Da. Și pe par de ieșea bine, pe cealaltă... Tu nu știi nimic, de zero barat. Nu știam, așa. Dar am ajuns în partea aia care e un pic mai... Adică dacă mă duceam, puteam avea să... Avea un metru, așa, da, 50. Da. Mă scoteam mai ușor în ideea. Și pe parte ieșea bine, pe cealaltă nu ieșea bine și tot înghițeam apă de aia cu clor, care îți dă și o stare. Și a pus că ți intra pe nas, apă în ureche. Da. Bine, la lecția 2 am venit cleștișor de nas. După Dopulețe, da. Zi, e prea mult. Din sar, e prea mult. Da, ceva mai jos. Așa. Și... După aia am furat lecții cu... Da, cu drăcia aia care, da. Parte, pe spate, după lună, primul bazin. Bine, mi-a zis că îl facem fără nimic, știi? Se lungește așa, de la 25, se face de 250 da. Și mai vezi nu-i capăt. Nu-i mai vezi capăt. Așa. Și părinții deasupra au presiune. Și zdrag, tu tot cu aia mici. Da. Mai venise cineva mai înetate? Nu, mă, nu, aia mici venise cineva mai înetate. Iar ăștia antrenorii care stau acolo stăteau, mai stăteau și confortabil că pe parcursul, deci în bazin, mai erau 2-3 antrenori care lucrau de copii foarte mici, care erau în costum de neopren, că dacă stau ore întregi, chiar dacă apa e caldă, te ia. Și știam că zis acolo, adică o mână, dacă o fi... poți că ai culoarele de care poți să te mai... Ma. Așa? Și după aia a fost doar o chestiune de a multiplica, că aveam anduranța de la alergare. Trebuia doar să o mut spre nos și să am tehnica respectivă. Și cu bicicleta a fost iar interesant pentru că nu știam pentru triatlon ce bicicletă întrebe. De triatlon. Eu nu mai am să bicicleta de la 9 ani. N-am niciodată bicicleta ai mei, nici nu a permis și nici nu... Pare că au zis că e periculos, că nu era cu cască. Cu... Pe vremea cădeai, erai... Da. Uite, m-am omer fără mâini, da, uite, m-am omer fără dinți. Exact, da, fără cap. Și... M-am dus, culmea, soțul colegii care mi-a trimis mail-ul cu maratonul de la Polul Nord avea, era vândut între timp magazin în București pe Ștefan cel Mare, feltul ăla moșinul da. Și m-am dus la el și mi-a zis, bă, uite, pentru triatlon îți trebuie bicicletă, de asta trebuie să ai aerobarul, să ai barele astea în față, așa. Nu ținem așa. Da, așa, când pui frână, nu faci. Chiar nu mi-aminte la Pegas, când frânai, dădeai cu pedala în spate. Da. Așa se frâna, nu, ce, așa. Și când se plec, mai zis, bă, dar fii atent că dacă mergi la o cursă de asta ca să fii eficient în pedalare, trebuie să ții niște pantofi de ăștia speciale, SPD-uri, care intră așa și tu, practic, ai forță nu doar când apeși, dar și când tragi piciorul. Da. Și, te duci în tenis. Da, te duci în tenis, dar fii atent. Când vrei să te dai jos, ăștia nu ies așa că ai ridicat piciorul și ai pus jos, trebuie să faci așa cu călcâiul. Și mă rog, am pus așa, m-am prins eu ca idee, că am plecat de acolo, așa mai, pus că roțile alea, iar nu erau de la Pegas, atâtea erau foarte subțiri, așa, creionel. Bineînțeles că la primul stop când am oprit, am uitat cam SPD-urile alea, direct, bang, așa, și, da. Și mă rog, s-a mai întâmplat de câteva ori, așa, când s-o bustui de SPD-urile alea, dar... distractiv, înveți. Deci cam asta a fost cu Canalul Mâneci. Canalul Mâneci
Am aflat citind despre înot, ca așa am aflat citind despre înot, că în momentul în care începi un sport nou, citești și tu, bă, ce, cum fac ăștia lucrurile? Și mai țin înot în ape deschise, că v-am spart și la auta triatlon. Și am văzut că canalul, acest canal al mânecii este conizat Everestul Notătorilor, pentru că doar 1800 de oameni traversaseră în not de la 1875 până în prezent, iar pe Everest urcaseră 6000. Deci era... Și de ce e greu? Pentru că e distanța, 32 de kilometri linie dreaptă, dar niciodată nu în linie dreaptă, că ai flux, reflux, ai curent sud, nord, nord-sud, se întâlnește Marea Nordului cu Oceanul Atlantic. Acolo e foarte tranzitată de vapoare de-astea mari cu containere, că e cea mai frecventată rută de-asta comercială și bineînțeles că alea au prioritate în raport cu așa. Și atunci, în realitate, cu cât ești mai lent, cu atât nu-ți mai mult. Adică nu, la mine a fost 51 de kilometri, dar unii au 70 și depinde cum te duce. Da. Da. Și plus că era, formatul era un ultra-triathlon. Plecai cu, în alergare de la Londra la Dover, 140 de kilometri, intrai în canalul Mânecii Notai și pe a pedalai așa de revenire de la Calais la Paris, 300 de kilometri. De revenire. De revenire, da. Așa. Și... eu când am citit despre competiția s-au trenat vreo 12 în 10 ani sau ce, am zis, bă, am zis un gol în stomac, știu, așa le aleg, dacă nu mă sperie, nu, știi că dacă mă sperie, mă determină foarte mult. Ia mă, să văd ce e acolo. O dată să văd ce e acolo, dar să mă antrenez, că da. Nu te duci nepregătit, că eu țin la mine așa, în viață îmi place cum arăt în viață și am zis, bă, zic că... Nu fac nebunii. Da. Da. Și m-am pus pe treabă, știi? Și... ce e interesant la acest canal al mânecii, că am nimerit cea mai călduroasă zi din Anglia și din Franța din ultimii 40 de ani. S-a întâmplat, a fost chiar în 29-30 iunie 2015 și 1 iulie. Și am plecat, tu nu știi când e startul, deci tu te duci în Anglia, în Londra, că sunt niște sloturi de o săptămână alocate pentru fiecare participant. Tu nu ești în concurență cu cineva. E formatul individual, adică ei zic, domnule, slotul tău este între 25 iunie și 5 iulie. Ce înseamnă slotul tău? Adică în funcție de când e vremea bună în canalul Mânecii, prognoza, noi te-am anunțat și tu nu știi. Și eu m-am dus acolo, m-am antrenat în fiecare zi, alergam, că ce să fac, și îmi tot spunea, probabil, mâine, probabil. M-am dus, m-am antrenat, am alergat vreo 2 ore. Și zic, m-am dus acasă, mă rog, acolo unde stăteam, m-am ținut, zic să mă refac un pic, mă sună ăștia, vezi că în 2 ore începem. Wow. Bine, hai! Așa, și am început într-o sâmbătă seară, am plecat din Arcul de Triunf din Londra și trasez din Londra spre, mă rog, asista unul cu bicicleta și peste tot se petrecea, că britanicii sâmbătă seara, deci erau toți. Ziceai că din alt film, deci erau două filme. Da, unul care alergă și aia care erau... Bineînțeles, cu ovații, mă vedeau aia alergând. Mă, ăsta nu-i de-al nostru. Ăsta nu-i de-al nostru. Da. Și după aia am ajuns să... organizatorii mi-au spus că istoric vorbind, toți cei care au alergat mai au făcut mai mult de 18 ore n-au traversat canalul Mâneci. Așa. Și deci azi cam pe acolo, și am făcut, nu știu, 17 ore și ceva. Deci am zis să fiu în benchmark-ul ăla. Și după asta câteva ore acolo, am traversat oceanul, problema este că am rău de mare. Și rău de mare se manifestă și când înoți mult în valuri mari. Și primele ore au fost cu... Care e formatul? Tu intri în apă, înoți, ai o barcă care te asistă, dar n-ai voie să o atingi, descalificat. Eu am barcațiune de asta cu motor, dar nu e cine știe ce. Adică dacă era o furtună mare, preferam să stau în apă, nu în barca aia oricum. Și din oră în oră ești obligat să oprești, îți aruncă din barcă un bidon de hidratare care prin scolesă de aia de câine, știi, telescopică, dacă nu știi. Se aruncă, tu bei repede niște geluri de-astea de diluate în apă, blub, blub, și continui. Și trebuie să te hidratezi și să mănânci, teoretic, niște hrană asta lichidă. Și asta se întâmplă din oră în oră. Și sunt niște momente interesante acolo. Odată când ajungi la jumatea canalului Mâneci și nu mai vezi țărmul nicio parte. Aia e interesant, așa ca feeling. Adică te gândești, bă, dacă se scufundă barca asta, nici nu știu unde să o iei. Hai să zic că poate ai vreo șansă să... Da. După care, ce citisem de la toți care traversaseră canalul Mânecii Nod, în momentul în care ajunge aproape de țărmul francez, țărmul francez e un pic mai ridicat acolo, deci mai muntos, și îl vezi destul de departe. Și da, în momentul în care îl vezi,
Ai impresia că ajungi așa în... Gata! Gata! Haide! 3 ore suntem la o bere. Așa. Și de unde? Deci în momentul ăla e... Pe măsură ce te apropie, el se depărtează, așa, știi? Deci azi, acolo trebuie să ai nervi tari. Și într-adevăr, am făcut 10 ore până la zona asta de delimitare și după aia mi-am făcut vreo, nu știu, 11 ore. Așa, și la un moment dat vedeam că venise noaptea și vedeam lumine în casă, vedeam oamenii plimbându-se până casă și tot notam și notam și notam. Da, da, că vedeai. Știi că mai ales noaptea lumina se provoacă foarte. Și băgam și băgam și băgam. Și cam asta a fost. Ai un sentiment când la un moment dat se încălzește apa, are cam 13 grade și când ajungi la pe mal, chiar fiind beznă, se simte un pic de diferență, știi? Plus că încep să apară meduze de astea. Eu le vedeam că din barcă îi proiectează ai fața ta, cum fața venit, ta da. Și unul pe tine ca să nu te, da. Te pierzi. Și vezi sub tine, dar nu stai seama la ce, care e distanța ta față de ele, știi? Vezi așa niște, niște meduze de-astea colorate pe sub tine. E un sentiment. Mă rog, și am ieșit din apă, m-am schimbat, am făcut un duș și după aia m-am pus pe bicicletă, așa acolo e mult de povestit, m-am rătăcit. La un moment dat eu am luat o stânga organizatorii în dreapta și am spus, da, într-un câmp. Și n-aveam semnal, n-aveam nimic. Și ce ai făcut? Și zic, ce fac acum? Zic, hai să mă întorc, că n-am ce să fac. Și a apărut un francez cu mașină, așa ca în filme de groază, știi? Unde e? Ce, bă, dacă vrei poți vii la mine să până să... Da, 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 da. După a venit poliția și nu înțelegeau, aia chiar n-au, adică a fost, aia a fost, aia trebuie filmat, deci nu înțelegi că zis, a plecat așa, am alergat, care alerg, nu, da. Zic, am alergat, am uitat că nu mulți am notat ce că mergeam la Paris, se uitau aia așa, nu înțelegi, și aia n-aveau net, n-aveau nimic, știi, și până la urmă s-au dus la secție, au luat alt telefon care avea și acces la internet, au intrat ei acolo, au contactat organizatorul pe Facebook. Așa zis, uite, suntem aici și ne-am interesat. Da, 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 a fost foarte ok. Și suntem cu băiatul. Da, și am pierdut acolo vreo oră, două, nu știu. Și au venit și te-au recuperat. Da, 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 a fost tare asta. Da, cu ea, că să zic, ești român? Da, pe bicicletă. Ești o bicicletă. Da, și unde? Și vrea să... Bine, era percepția mea, dar asta dacă ai să fi gândit, zic, bă, ăsta... Sunt Sandilău, știi, eu fi zis, bă, ăsta... Și ai mai avut o nebunie mare de care lumea a mai aflat cât de cât, cea cu bărcuța peste Atlantic. Da, da, da. Măi, de-aia am aflat în 2011, eram la maratonul Everestului și m-am întâlnit cu niște britanici. Stai un pic, stai un pic. Iar nu ne... Cum adică maratonul Everestului? În Nepal se organizează în fiecare an pe 29 mai de cucerire. De către fata lui Hillary. Da. Așa. Care primul care a urcat pe Everest, da, în 53. 3-29 mai cu Tenzing Norgay. Mai cu, exact. Așa. Și de atunci, mă rog, nu știu, din anii 90 se organizează în fiecare an, în cinstea acestei cuceriri a Everestului, un maraton, care pleacă din base camp, de la 5400 sau cât e base campul ăla, până la Namche Bazar, 40 și ceva de kilometri. Și pleci din... Mergi în Kathmandu, zbor de acolo 25 de minute pe cel mai periculos aeroport din lume, ăla de la Lukla, da. La 2700 de metri. Și de acolo începe trekking-ul vreo săptămână până în base camp și după aia o iei la vale în alergare. Mă rog, vale așa, urcând și coborând. E o alergare propriu-zisă, nu? Băi, pentru străini primii 10 km nu sunt alergare, că 5500 pentru noi, 5500 pentru mine, era, ai 50% din oxigen față de nivelul mării. Era, cum să zic, horror, adică te doare capul, ai picioare de piatră, așa, adică te miști foarte greu și aerul se oprește ca pe vremea când fumam gitan fără filtru pe aici, așa. Deci cam asta e, știi? Deci nu prea poți să alergi. Nu prea poți, ai bețe tale, trekking și, da, după ce ai scăzut așa sub 4.000, da, îi dai poți drumul să încerci, dai drum. Numai că sunt 30 de locuri pentru străini, 30 pentru localnici. Localnicii care vin de la 6.000 sau de unde ar veni. Că știi, adică primele 30 de locuri sunt rezervate, după aia sunt da. Și alți. Plus că te și pierzi, că e în parcul ăla, n-au voie să pună, știi, stegulețe, semnalizări, că e rezervație, n-ai voie să arunci gunoi, n-ai voie să faci nimic, știi? Și atunci nu prea avem marcaje și la un moment dat găseai de 4 poteci, știi? Și nu mai trebuie să-ți amintești care, mai mergeai până în nu știu ce sat, te întorceai. Dar e experiență interesantă. Mă rog, și când am terminat... sau când urcam spre, nu mai știu exact momentul, ne-am intersectat cu niște britanici care veneau de pe Everest, reușiseră să ajungă pe vârf și i-am întrebat ce au făcut, cum s-au antrenat, printre altele. Și mi-am întrebat bine cu ce echipă, că au scăs din
Manchester și am zis, Manchester United și am zis, no, Liverpool. Așa. Așa. Când am întrebat City, mă, da, United, no, no Liverpool. Așa. Și unul dintre ei mi-a zis că s-a antrenat printre altele traversând Atlanticul cu o barcă cu vâsle. Și în momentul ăla eu m-am blocat, am pe YouTube filmarea, știi? M-am blocat așa câteva secunde de pauză, probabil că creierul meu nu reușea să... Cum, cu vâsle? Și eu mă uitam la el și zic, bă, ăsta e britanic, stă acum cu o bere în mână, ea era refiat, probabil că e rangă, așa. Da, și ce povestește el, da. Eu mă gândeam, zic, bă, fi fost un vas de croazieră și au ea acolo ergometru, trag la, eu știu, vâslea. Și zic, cum așa? Păi uite, pe o cursă ca să se organizează Atlantic, ce vorbim? Și când am stat acasă, m-am uitat și eu. Și traveler exista, dar am parcat-o pentru că nu știam să not, nu aveam permis de navigație, nu mă interesa, eram cu alergarea, numai că mine nu te ajută să știi să not dacă azi în mijlocul Atlanticului, că nu te ești pe partea aia, dar măcar confortul că... Da. Da. Și după ce am traversat canalul Mânecii, eram în avion și mă gândeam, zic, bă, următorul proiect clar ăsta trebuie să fie. Deci mi-am amintit de el așa, mi-am amintit așa un flashback, știi? Am ajuns acasă și zic, bă, dar vreau să fie un proiect de echipă. Nu se niciodată într-un proiect de echipă în zona asta de sport de anduranță, că alergare tot sport individual, mai fiind ștafete sau... Și zic, hai să facem echipă românească, știi, prima echipă românească care traversează canalul, care traversează Atlanticul, echipă de 4. Și am dat anunț, dar cu o mare frică de ridicol. Zic, bă, dacă nu răspunde nimeni la anunțul ăsta, că totuși nu invit la cinema, da, la, eu știu, la 240 ceva de aplicații. Deci toată țara. Am zis, băi, acum e extrema cealaltă, cum îi selectăm. Și am lucrat cu o firmă de recrutare. De fapt, e o firmă care face training-uri și recrutare. Ascendisul. Și mai am făcut așa o pâlnie. Știam, tria din ea. Am luat până la vreo 20 de oameni care se potriveau, știi, ca profil. I-am invitat pe toți acolo cu un psiholog. Au făcut niște teste, vreo 3 ore fiecare. Că contează să știi și să nu te urci în barcă cu unul care, da, ia toporul și face dreptate. Sau aude voci. Da, când e mai greu. Da, când e mai greu se schimbă un pic paradigma. Da. Și au rămas 10. Am mers împreună într-un loc izolat din Delta, fără semnal, fără nimic, timp de 5 zile, 4 nopți, în care nu s-a dormit deloc. Pentru că am observat că oamenii, dacă vrei să dai jos masca socială și să vezi exact așa cum sunt, ai nevoie ori să-i înveți bine, ori să, ceea ce nu mă caracterizează, ori să, mai bine, să nu doarmă vreo 3-4 zile. Și să fie modul ăla de survival, în care nu te mai interesează, știi, să salvezi niște aparențe. Și când oamenii sunt irascibili, au toate caracteristicile pe care vrei să le vezi în situații critice, știi? Și nu doar că n-am dormit, că n-am stat să ne uităm la televizor, aveau din două în două ore niște probe, deci în permanență. Inclusiv una, să, la un moment dat, care ținea o noapte întreagă printre țânțari, că era până în august, și țânțarii în Delta sunt un pic mai, nu știu, ăștia de aici din București sunt așa. Sunt mai băieți buni. Sunt, da. Să reconstituie din nisip complexul de la Giza din Egipt. Deci aveau printat frumos și să facă piramide, wow, să facă tot. Așa. Și de asemenea aveau niște boluri mari care aveau fasole, orez brun, orez alb, năut, nu știu, aveau 5-6 tipuri de cereale și semințe astea și trebuia să le separe. Așa, și după aia să-și gătească, să mânce, dar trebuia să le separe frumos. Adică, da. Deci erau și de și lucrurile astea care cer la lumina frontală, îți dai seama ce frumos de țânțarie. E și tot felul de probe din asta și din cei 10 au rămas 5, așa și, sau, nu, 6, așa și noi 7 ne-am antrenat pentru că trebuie să fii 4 plus o rezervă, că dacă unul își rupă un deget cu o zi înainte, nu ce poți faci? Să, da, trebuie să ai pe unul de... Și un an jumate mai târziu și 20 de kg mai târziu, că trebuie să ne reîngrășăm cu organizatorii, am zis că într-o traversare de asta pierzi în medie 20 de kg. Serios? Da, în 60 de zile, da. Da, păi tu arzi cam 10-12.000 de calorii pe zi și n-ai cum să o iei din surplus, mai ales că multe zile, mai ales la început, nu prea poți să mănânci și ai și rău de mare și pierzi mult, mai ales în primele zile. Și atunci trebuie să ne reîngrășăm. Și știu că ne-am pus 20 de kg. Tocmai ce... Da. Mai că le-am pus, zic eu, un pic mai ok decât pe vremea cât să mai și poți să vâslești. Și bine, toți ziceau prietenii, a, bă, că e simplu, că uite, o idee cu bere, cu pizza, cu zic, păi, da, bă, da, știu și eu cum e, că nu, da. Și ne-am îngrășat cu 4 linguri de ulei pe zi, de măsline, și cu un shake.
proteic. Asta a fost tot. Păi da, dar 4 linguri de ulei înseamnă 60 de mililitri ori 9 calorii, 540 de calorii pe zi. Plus și cola. Da, deci era corect. Noi trebuie grăsime, că arzi grăsime, nu mușchi, că mușchi se pierd din mea. La... Nebunie mare? Ce anume? Asta nebunie mare? Traversatul? Mi s-a părut, traversatul în sine nu mi s-a părut nebunie mare. A fost greu în primele zile, mai că noi am traversat și Marea Neagră cu 6 luni înainte, ca antrenament, de la Mangalia la Batumi, 11 zile. Deci eram antrenat, știam ce ne așteaptă, dar nebunia a fost că să pregătim logistic 2 ani lucrul ăsta. Deci logistica te omoară mai mult. Dacă ce mă ia acum, bine, azi presupun că aș mai pune niște chile, da? Mă ia acum și mă duce la start, n-aș avea nicio problemă. Aș zice, oa, parfum, hai să vă slim. Că te acomodezi, în 3-4 zile redefinezi realitatea. De fapt, mie tot pe mare în 7 zile îmi trece rău de mare și sunt aliniat. Sunt, pot să stau în cabină, să mă uit pe telefon. N-am nicio problemă. Sau, de exemplu, la ultramaratoane, sau ultra triatloane, am fost la o Deca Ironman, unde ai 10 Ironman-uri în 10 zile. Cel mai bun rezultat l-am avut în ziua 8-a, 9-a și a 10-a, cea mai bună rezultate, pentru că primele 7 zile ai durere, ai tot felul de lucruri, dar din ziua 7-a, 8-a te trezești ca Hulk. Într-o dată. Deci ai numai mușchi așa pe tine, simți că ești perfect, nu mai ai nicio durere și zici let's go. Probabil corpul are nevoie sau creierul să-și redefinească normalitatea așa de vreo 7 zile, știi? Și asta zic, a fost complicat la proiectul cu Atlantic organizarea asta logistică. Aveam la un moment dat un Excel cu 4.000 de, la un checklist, un rider cu 4.000 de... 4.000? 4.000, da. Păi erau așa, în primul rând fiecare avea un plan de antrenament și trebuia să atingă niște obiective, fiecare avea un echipament, fiecare barca, deci la barca erau sute de lucruri care trebuiau făcute, de la modificări care trebuiau aduse până la fiecare bucată de echipament de acolo, dacă lipsea, deci la rata de organizator era câteva sute. Și făceau și din 3 în 3 luni inspecții și dacă lipsea unul de acolo, strângeam mâna și avem și peste 2 ani cursă. Deci da, nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți. Deci mâncare, toate. Tot, plus că, da, pe măsură ce se apropia fiecare, în afară de, ne-am avut niște hrană de aventură de asta care se rehidratează, știu, pui în, se cheamă Adventure Food. E ca o supă la plic, dacă vrei. Da. Pui apă, dacă pui caldă, se face mai repede, dacă pui rece, durează mai mult și bagi la... Numai că a avut fiecare, evident, și o ciocolățică, și o de aia, și o de aia, și o de aia. Da, deci da, mai da. Mi-am amintesc că am avut un sponsor principal, a fost un hipermarket, Kaufland, și ne-au dat vouchere. A zis, bă, băieți, luați-vă ce vreți voi. Da. Îți dai seama, ca român, când auzi că poți să iei ce vrei tu. Fiecare cu căruciorul lui a fost, ca să înțelegem, așa. Și asta să completăm și noi, că știi, după ce mănânci numai, dacă mănânci 10 zile numai hrană de aia la plic, vrei și tu la un moment dat o ciocolățică, da, ia un gem, o murătură, o mămăligă. Și nu, deci am păstrat bun, îmi pare că nu l-am adus. Deci cred că făceam masa asta de vreo 3 ore, așa. Da, deci l-am mai arăt la conferințe, da. Se întinde așa. Da. De nebunie a fost. Barca noastră a fost cea mai grea, era la un moment dat organizatorii au vrut să nu ne lase să plecăm, a trebuit să mai scoatem de fapt niște lucruri, că era sub linia apei barca, știi? Toți erau, știau coada de, știi, de la periuță să se încadreze la noi, hai mai dă un borcan de murături, mai dă o daia, știi că noi ne-am făcut niște scenarii, traversarea medie 60 de zile Atlanticului cu vâsle. Dar dacă ți se strică niște lucruri, de exemplu cârma sau, nu știu, sistemele, nu poți să mai faci apă, să zicem, că ai un water maker, ai un desalinizator electronic care îți face apă, dar dacă ăla se strică, ai unele mecanice. Da, și alea îți face, adică cam cât apă pierzi ca să faci apă, știi, adică se compensează așa cumva. Și te încetinezi toate lucrurile astea, se rup vâslele sau deși nu avem și rezervă. Și atunci tu dacă, de exemplu, pleci din Tenerife sau din La Gomera, de unde am plecat noi, te pui într-un butoi, curentul Atlanticului te duce în cam 120 de zile undeva în America Centrală, da. Acolo. Și noi am zis, bă, noi nu vrem să abandonăm. Și noi ne-am făcut calculul, am zis, bă, dacă cedează în prima zi toate, tot ce avem la bord și ne ajută, să facem mâncărică. O dăm în altceva, nu mai vâslim, dar măcar stăm acolo, citim, abanam, da. Vorbim, jucăm și ne duce. Ne duce, dar să avem mâncare. Adică nu, da. Că nu stăm să pescuim, să nu avem să faci grătar la bun. Și unii nici nu mănâncă animale și atunci am zis, bă, hai să ne pregătim. Și bine, noi avem stresul ăsta ca român, bă, dacă nu. Unii, de exemplu, aplicam noi cu ulei. Erau pe keto, oamenii au avut doar ulei.
au avut câteva bidoane de alea de ulei. Vă mai fiau și alte chestii, dar a zis că îi merg pe keto. Dar noi... Mâncărică. Deci am avut masă de Crăciun, cu cozonaci, cu... Păi ne-a prins Crăciun, ne-a prins Revelionul, nu ne-a respectat acolo. Românul, lasă da. Traversarea, datina-i datina. Datina-i datina. Și asta, numai că am avut noroc că a fost anul cu cea multe furtuni și ne-am mers practic cu două sisteme. Am mers și cu curentul care în perioada aia trade wind-ul și am mers și cu furtunile. Și atunci am fost 38 de zile. Și n-am pierdut 20 de chile, am pierdut 15. Dar la 5 le-am dat greu jos. Că... Dar bine că nu s-a mânat cursa asta ce am zis. Bine, sigur, da. Ne prindea cu 20 de chile și ziceam aia, băieți, din motive... Și cât vâslea fiecare sau cum? Că unul se odihnease, nu? La formatul e același la toată lumea, toate echipele. 2 ore vâsle și 2 ore stai. Erau 2 pe punte în permanență și 2 steau unul într-o cabină, unul în alta. Barca are 8 metri. Și puteai să dormi? Băi, ziua nu puteai să dormi că era cald. Că tu traversezi pe la tropice, da? Și ai, aveam cam 12 ore lumină, 12 ore întuneric și în alea, în schimburile în care era lumină, intrai în cabine, erau 40 de grade, nu aveai ce să dormi. Plus că nu-ți vine să dormi că e lumină, știi? Și stăteai și plus că nu aveai 2 ore de timp efectiv, pentru că tu trebuia să mănânci, să te speli, să te cureți, că altfel se transformă în rană orice disconfort, să verifici sistemele de navigație, poate mai faci și un video să ai așa amintire și trecea ora așa, rapid. Și când puneai capul jos, hop. Da, chiar așa era. Și cel mult de seara, dormeam în medie cam 4 ore pe zi, cam asta era seara, știi? Schimbă seara. Dar într-adevăr, ce trăiești acolo e, nu poți să descrii, pentru că ai noaptea ești ca într-un observator astronomic. Adică ești cu pol așa și răsărit, apusul e apus, adică nu... Dar nu vezi țipenie de nimic. Adică trebuie să asumi faptul că ești în lockdown... Da. Apropo de lockdown, noi am avut noroc că în ediția următoare, aia din 2020, cei care au ajuns au intrat în lockdown, direct. Deci după ce ai stat atâta, așa, da. De da, două săptămâni da, la... Da. Da. Deci, tu n-ai venit cu mâna goală, ne-ai adus și niște pozuțe, în afară de cea pe care am văzut-o cu Zidane. Așa. Nu? Mai da. Avem și altele da. Care au niște povești. Hai să ne uităm puțin pe... Astea sunt alea când zici tu că aici sunt eu. Da, asta e la Cercul Polar. A fost o cursă 6633, aia unde am fost și eu și Vlad Anse și Tibiu Șeriu. Astea a fost chiar prima ediție la care am fost împreună în 2016. Înainte de asta eu îmi jurasem că nu mai merg la frig, că nu-mi place frigul, ca să o lămuri. Da. Și pusesem tot echipamentul ăsta arctic, că n-ai ce să faci, că nici măcar nu poți să ai la zăpadă, că astea sunt făcute pentru minus 40. Chiar dacă îți pui un maio pe desubt, tot transpiri în 3 minute. Și Vlad Tănase mi-a zis, un prieten alergător, mi-a zis, bă, uite, am descoperit cursa asta, au trenat doar 4 oameni în 10 ani, hai cu să fie fun, nicio echipă n-a fost până acum care să termine împreună, că s-au certat și soț și soție și nu știu ce. Și mergem acolo, e vreo 7 zile, o să fie frumos, discutăm, că avem suficient, mă știi gândeam cum o să discutăm noi la minus 50. Da, așa, și zic, bine mă. Ce subiecte. Da, așa, eu am anunțat pe blog, s-a scris și Tibi și eram 3 români acolo, zic, mamă, ce mișto, o să poate facem ca pe vremuri la Olimpiada la gimnastică, la individual, așa. Da. Steagurile, România. Așa. Exact. Și la cursă asta nu neapărat că e lungă, că 7 zile și distanța nu e atât de mare, că are vreo 600 de kilometri, numai că în lumea ultramaratonilor cel mai lungi au cam 5100 de kilometri, 3000 de mile. Sunt două curse, una în Grecia, una în state, dar 5100 de alergare. De ales pe circuit de 1 kilometru. Dang, 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 dang. 5100 de kilometri? Da, 5100. Asta are 600 de kilometri. Deci, teoretic, nu ne speria ideea de distanță. Mai că cine a sol la... Băi, nu, că primii 3000 zgrei. Da. Da, după aia, nu mai e problemă, da. Dacă ai trecut de jumate plus... Suta aia, ultimă e. Da, 100, da. Așa. Cine a sol la cursa asta e că... Și așa o și promovează ei ca fiind cea mai the coolest, the windiest, the nasolest. Da, in the world. Da. Cine a sol la ea pornește în nordul Canadei. Și merge pe fluviu Mackenzie, care e înghețat, care se varsă în Oceanul Arctic. Și mergi practic din nordul Canadei, deci practic corespondentul nordului Siberiei, ca să înțelegeți așa. Mergi pe fluviu ăsta înghețat, tu pleci de la minus 35 din Whitehorse, cred că de acolo începe cursa, sunt minus 35 și temperatura scade așa, cam cum te uiți la ceas, adică pe măsură ce, când mergi mai spre nord, ajungi la minus 53, minus 54 și eu m-am experimentat să minus 40, dar cu vânt, că treci la un moment pe un sector care se numește Hurricane Valley,
Valea Uraganelor, așa, unde ai vânt 70-80 km la oră. Adică mi-a zis că Vlad i-a răsturnat sania, sania care avea 30 de kilograme, deci nu era, eu știu, o sanie goală. Și confortul termic se amplifică. Sanie pe care o tragi tu. O tragi tu. Asta e nasola. Asta nu creadă oamenii că e cu husky, cu... Nu. O sanie pe care o tragi tu și motivul pentru care nici nu prea poți să alergi. Și când scoți sania, oricum mergi ca pinguinul, așa că... Și practic confortul termic am calculat noi era pe la -70, -75, deci cam asta e confortul. Și practic ai tot ce lași la vedere, deci noi aveam sub asta, aveam ochelarii de schi. Ai cagulă, ai toate nebunie. Pe sub geaca aia de care spuneam că rezistentă, așa, mai aveam încă o geacă pe care o vezi aia verde, aveam polar, windstopper și o bluză de corp, știi cum spui, la schi, da. Dar în zilele aia friguroase, aia cea mai groasă. Deci asta era layerul de deasupra, iar aici aveam cagulă, mască de vânt, căciulă și astea două glugi. Iar aveam trei tipuri de mănuși. Jos la fel, trei straturi plus pantaloni de ăștia de Gore-Tex care rezistă așa și trei șosete. Deci era nebunie. Când voiai să faci ceva, bine nu făceai. Că da, da. Așa. Și de asta e, și plus că nu dorm. La cursa asta dorm în medie cam o oră pe zi, prime două zile nu dorm, că ai niște timp intermediari. Dacă nu-i atins, să ia strâng mâna și... Că nu vor să stea după tine. Adică ei, organizatorii au o singură mașină și cumva pendulează între alergători să vadă dacă n-a crăpat vreunul. Și... Nu-și permit să fie unul la 100 km și unul. Și atunci zic, bă, prima zi trebuie să ajungi la punctul ăsta de hidratare, la ora X. N-ai ajuns, vii la anul. În ziua 2, nu știu ce. Și atunci, ca să fii sigur că te încadrezi, eu tai somnul, că n-ai ce să... Și oricum, pe 2-3 zile nu prea mai ai nevoie de somn, ți obișnuiește corpul. Și de asta, și ieși nedormiți și când ești nedormiți, e fric și vara, dacă nu dormi, așa te ia cu bățeală. Da. Și atunci te tot... știi, te cam doboară cursa asta din punctul de vedere. Asta a fost cursa asta 6-6-3-3. Ne-am zis, când am ajuns la finish, ne-am scos, era ultimul sat de eschimoși din nordul Canadei, bine, eschimoși cu jeepuri, cu vile, să nu-ți imaginezi că iguri sau așa. Da. Și eram în sala de sport a școlii din satul ăsta, se numește Tuk-Tuk-Yak-Tuk, satul ăsta, ultimul sat din nordul Canadei. Și când am scos cagule și toate astea, nu ne-am recunoscut nici în oglindă, nici între noi, că eram umflat și de somn și de fric și de... Da. Asta e în Antarctica, la cursa aia de 100 de kilometri. Așa. Mai sumar îmbrăcat. Aici era parfumel la minus 20 și... Da, cel mai important a fost asta, am învățat lecția de la maraton, că la maraton am avut doar mască de vânt și ți-am zis, mai ars aparte să mă ars ca dracu și aici am pus o mască completă. Așa. Ce să mai... Hai să mai vedem. Mai vedem, așa. Aici era în Chile, pe insula pinguinilor, ne-am să o vizităm, că erau mii de pinguini acolo și sunt foarte prietenoși, faihaioși. Da. Bine, miroase a pește acolo de... Da, dar e simpatic. Asta e poza preferată când zic că merg la școli și le vorbesc, încep cu pozele astea ca și gata. Da, să fii atent. Așa. Hai să mai mergem mai departe. Aici, la una dintre cursele de ultra-triathlon, există două formate la ultra-triathlon. Ce înseamnă ultra-triathlon? Triathlonul e proba olimpică aia mai scurtă pe care o vedem la televizor, dar există Ironman, care e mai cunoscut. Ironmanul are 3,8 km de not, 180 de pedalat și 42 alergare, deci un maraton cu termen limită între 15 și 17 ore. Eu când m-am apucat de not și de pedalat, am vrut să merg la un dublu Ironman, care însemna 7,6 not, 360 pedalat și un dublu maraton, limită 36 de ore. La unele există și triplu Ironman, există quintuplu Ironman, există deca Ironman, ăsta e maximul pe care l-am făcut, dar există, se organizează de oată la câțiva ani și double Ironman și triplu Ironman, adică 30 de Ironman în 30 de zile. Da. Și de obicei, cu cât e cursa mai lungă, cu atât circuitul pe care loc e mai mic, pentru că vrei să nu cari după tine nu știu câte lucruri. De exemplu, la un Ironman ai notul mare sau într-un lac sau într-un râu mare, din punctul A în punctul B, cam așa e. La cursele astea duce noți în bazin olimpic. Și spui în capăt ce știi că ai nevoie peste o oră, 2, 3, 9, 20 și mănânci, bei, te oprești, așa. Deci asta era într-un bazin aici. Mergem mai departe.
Aici e tot, aici era Deca, acela Deca Ironman, unde era interval între Liechtenstein și Elveția, o localitate era pe malul Rinului, Ronului, nu mai știu exact ce era acolo, era un viaduct și avea 4 km și era un circuit pe care făceai cu bicicleta. Așa, asta e pe care la, deci era într-un strand, era atât proba de not, cât și alergarea de după aceea pe un circuit de vreun kilometru. Dar ce imagine e asta? Da, e superb. Superb, superb a fost în august. Da. Mai departe, aici la finalul, aici era în Antigua, unde eram cei patru bărboși. Da. Așa, ne-am ajuns noaptea. Ce a fost frustrant la cursa asta, că noi când am văzut pământul, am mai avut două zile. Dacă, deci, că, am ajuns. Că, dacă în filme, cum e? Land ahead! Da. Și cadrul următor e ala... Gata, debarcă pe... Da. Cu halbele mâne, știi? Da. E, aici a fost de tras și am ajuns noaptea. În valuri mari e absolut destul de complicat să ajungem în port, dar mă rog, am intrat în golful ăla. Bucurie mare, ne-a așteptat și familia fiecăruia la finish. Ce interesant pe mare, am trăit asta și în Batumi, când am traversat Marea Neagră și aici. Ochii cumva se dezobișnuiesc să vadă toate culorile astea urbane și luminile și în momentul în care le vezi, ți se pare parcă ajungi pe altă planetă, ce puțin Batumi, coasta lor e foarte interesantă, cu foarte multe lumini ca la Las Vegas, primul rând așa la malul mării, cu roata de asta de ca la bâlci, dar da, foarte colorată, zgârie nori, cu bine. Dar 50 de metri încolo sunt niște blocuri, n-am văzut în viața mea nici la noi. N-arată două balcoane la fel, două momente, deci arată ca după bombardament. Dar asta de revenind, imaginea e foarte vie așa. Plus și după aceea ai cam 3 zile tangaj, adică te, mai ales în spații înguste, când mergi te bălângăne așa. Da. Bucuria că am traversat Atlanticul, evident. Foarte tare asta. Da. Dar noi vă urmăream pe net. Da, da, și familia. Nu știam, nu știam unde suntem. Da. Și asta a fost interesant că la un moment dat, în mijlocul unei furtuni, noi vâsleam, dar eram pe loc pe GPS. Numai că tu ai două variante când e furtună. Una este să stai în barcă, închis frumos hublourile, arunci o paraancoră, asta înseamnă o parașută de 5 metri diametru, cam la 7 lungimi de barcă o arunci și ea ce face, te ține pe direcția valurilor. Deci ea stă în apă, așa. Și stai până trece furtuna și hula de după și asta e. Sau vâslești, mai că nu vâslești, ai o vâslă în aer, că na, ești cam haotic acolo. Și ai zis, să vâslim, că era chiar după ce ne trecuse rău de mare, după ziua 7-8 și eram în același loc pe GPS, același loc. Și pe câteva zile mi-am spus de acasă că toate celelalte echipe fuseră date în spate de la categoria noastră, că așa, deci eram pe primul loc. Și pe aceea am păstrat la categoria noastră de bărci, am păstrat ecartul ăsta. Da. Ce tare e asta, poza asta. Da. Ia zi de aia, știi, la bătrânețe. Da, uite mă ce am știi, făcut. Știi, se zice că știi, trebuie să ai așa o colecție de amintiri, 3-4, știi, când se apropie ultima da. Zi, ultima oră, așa, să le proiectezi așa da. Mental și să-ți dea starea de mulțumire așa, de game over. Știi, asta cu siguranță da, asta ele, clar, da? Clar. Mm-hmm. Hai să mai vedem. Mai avem? E, asta în Australia, evident, acolo cu canguri și cu la ăștia nu știu ce cheamă, au altă denumire, canguri ăștia mai mici, am lapsus acum, așa, asta tot din categoria pozelor pentru copii. Pentru copii, da, la grădi sau la da, școală. Dar știi ce-i culmea asta, apropo de disonanța asta cognitivă, deci pe cât de mult iubesc australienii canguri și noi, că sunt niște animale haioase, așa, deci fac ăștia niște fripturi din acolo. Pe vremea aia consumam carne, așa că am încercat în călătoriile mele, am mâncat în Australia șerp, crocodil, emu, struț, cangur, pe aia în Sahara am mâncat cămilă. Da. E ceva ce-ai mai propus? Adică ceva ce-ai vrea să atingi? Măi, eu după ce am venit pe Atlantic, am zis un an, nu mai fac nimic. Eram epuizat logistic în principal, adică de efortul ăsta logistic, nu neapărat fizic. Că am continuat să fac mișcare. Dar am zis un an, nu vreau să mai fac proiecte. După care în 2019, având frică de înălțime și frică de zbor, mi-am luat licența de pilotat baloane cu aer cald. Am făcut școala de pilotat în Italia.
de o școală foarte bună, mai ales pentru cei care vor să facă recorduri mondiale după aceea. Adică acolo a făcut și Richard Branson și toți ăștia fac școală în bătrâne la așa pe la 75, care vreo spre 80, care instruiește pe toți. Și am făcut acolo un Alpi Maritim la licența și am în plan și asta. Niște recorduri cu baloane, dar mai încolo spre ce copii la facultate. Acum mai un pic, cât așa. Mai alergi sau cum? Acum? Da. Eu fac alerg zilnic. De chiar zilnic am deja strike de un an și 198 de zile azi. Adică, nu știu, hai să zic vreo 560 de zile continuu, zi de zi. Pe bune? Da. Da. N-ai ratat nicio făceam, zi? Da, n-am ratat nici când participam la curse, nu ratam nicio zi, că ok, o zi pedalam și notam, o zi, adică mai schimbam sporturile, dar dragostea mea rămâne alergarea și când am venit de pe Atlantic, ce am făcut? Am făcut în primul rând, mi-am luat un obiectiv de pași, am zis în 7 ani vreau să fac un număr de pași și de kilometri echivalent cu am conjurat pământul la ecuator, la circumferința 40.000 de kilometri, am calculat vreo 50 milioane de pași și sunt în grafic, să știi. Da? Da. În fiecare an fac cam, cred că cel mai puțin am făcut 1 milioane de pași, între 8 și 9 milioane. Și cât trebuie să faci? Cam vreo 7.000 de kilometri, în total. Da. Păi în total are 40.000 de kilometri, asta transpus și în pași? În pași cam 50 de milioane. Pe an? Pe an, da, înseamnă că am vrut minimum să faci 20.000 de pași pe zi, asta e minimum. Dar în fiecare an media a fost cam între 2. Asta e valabilă, nu e că a venit de la un băiat cu marketingul din Japonia care a zis că 8.000 și voia el să facă la un ceas sau la ceva. Eu mă simt bine între 20.000 și 25.000 de pași pe zi, mă simt bine. Cei peste 25.000 îi simt, adică dacă fac 30.000 de pași pe zi câteva săptămâni, îi simt. Adică bun. Simt în și un muritor? În... Cât trebuie să facă un muritor? Păi nu știu... Că nu putem să facem 25.000 ca tine. Bă, da, de ce nu? Ce eu sunt? Pe zi? Da. Păi să zic cum îi faci. Te trezești mai devreme cu o oră și te duci și alergi. Asta înseamnă din start o oră de alergat, hai zic 10 km așa de alergat, faci cam 12.000 de pași. E făcut, liniștit. După care restul de 8.000, să știi că îi faci, tu faci 8.000 de pași pe zi? Dacă într-o zi așa mai activă? Nu. De tu ce faci 8.000? Nu. Mașină. De ce să mint să zic, da mă Andrei, fac n-ai să iasă... N-ai avut o zi odată, ai făcut... Ba da! Și a fost nasol? Nu, că bingă-ne ăsta. 8.000, bun. Deci tu practic ai 8.000, pui la 12.000 de alergări din ăsta, ai făcut 20.000. Adică nu e ceva atât de complicat da. sau echivalezi pașii ani pedalat. Că dacă pedalezi o oră, cam tot pașii ai face. Deci... Andrei n-a venit cu mâna goară, ne-a dus și o punguță pe care băgat-o la frigider. Da. Atenție. Măi, eu în 2018 când am venit pe Atlantic, voiam de mult timp că din 2011 nu mai consum produse de origine animală. De când? Din 2011. Și am ajuns la zona asta de a nu mai consuma produse de origine animală. Spre rușinea mea n-am ajuns dinspre zona etică, să zic că am remușcări, că doar animale, am ajuns spre zona de sport. Eu am citit despre top performerii din zona asta de sport de anduranță, din toate sporturile, că o subțiau foarte mult dintr-un motiv foarte simplu, că se digeră greu. Adică zicea, bă, eu nu pot să mănânc burger, sarmale, cârnați mici și să mă duc să alerg imediat, că vin înapoi. Da. Sau orice. Și plus că toți căutau alimente odată să digere bine, să le ofere energie și de asemenea să le ofere foarte multe substanțe antiinflamatoare, antioxidante, care în general, fibre, care se găsesc în general în plante. Și atunci am luat foarte mult, am împrumutat de la ei zona asta de dietă și până la un moment dat îmi făcusem o regulă, consumam doar o dată pe săptămână, adică cu 3 zile înainte de un concurs și 3 zile după nu mai consumam carne, știi? Și la un moment dat aveam săptămânal. Și am zis, bă, așa se vede mâncă o sănătă pe zi, la revedere. După care, sigur că, având copii, mergând la ferme de animale cu ei, mi-o serveau direct. Adică, întrebau, tati, dar puiul ăla care ne-am jucat noi, frumos și văcuța, se aceeași cu ăștia, cu puiul fericit în caserolă. Și trebuia să explici bine, explicațiile sunt ciudate, știi? Și după am citit despre impactul asupra mediului, care aici, cred că ar trebui să fie principala grijă a oamenilor, dacă mă întrebi, că planeta asta, nu știu când ne mai ține în ritmul ăsta. Și atunci, având toate elementele astea, am luat decizia să nu mai consum. Și, dar problema care era? Când faci trecerea asta de la regim omnivor la unul bazat pe plante, oferta, cel puțin atunci, în perioada 2011, 12, 13, era tofu sau, mă rog, da. Sigur, ți-ai legume, ți-ai, îți faci... Dar știi cum mănâncă românii în post, covrigei cu cartofi prăjiți. Da. Și mă, mâncă vegan, știi? Da.
Și am zis, bă, trebuie să fie ceva dincolo de asta, că nu poți să o ții așa, că nu e sustenabil, știi? Și totdeauna am dorit să fac un curs de bucătărie de asta plant-based. Ceea ce cred că un curs de bucătărie în general cred că trebuie să facă orice om sau de nutriție. Adică, bă, dacă tot mănânci de 3 ori pe zi, fă un curs să vezi, nu știu, ce-ți place ție, dar să le faci repede, să le faci așa. Și am făcut un curs de 3 luni de bucătărie vegană și la sfârșitul cursului am avut de făcut o alternativă de icre și alternativă de brânză. Și am făcut produsele astea și dând prietenilor și familie să guste, spun, du-te, bă, de aici, că asta e cu lapte, asta e cu icre, asta e cu... Păi și ce-ai făcut? Păi uite, icrele, de exemplu, le-am făcut din amarant. Deci, amarant, știr. Știi știrul? Da, știrul, da. Se dă la porci. Da. Sunt vreo 30 de tipuri de știr. Și când fierbe acest știr, are exact textura icrelor. Arată la fel. Deci nu te prinzi. Și, de fapt, gustul icrelor nu e dat de icrele în sine. Că dacă mănânci icre direct din pește, cred că le iei din, cred că în vomiți. Dar maioneza pe care o facem noi din soia, ceapa aia roșie tăiată și tot mixul ăsta, știi? Și brânza o facem din caju. Caju imită foarte, foarte bine textura brânzeturilor. Deci și în prăjituri, și în alternativele astea de brânzeturi, și în lapte, mă rog. Și gustul și textura și nutrienții. Adică e cei mai buni, practic, nutrienții pe care ai în zona asta de brânzeturi, dar nu e părțile nasoale, știi, de colesterol, da, de grăsime. Și toate astea de unde le faci? Că ai multe diferite, adică numai nouă ne-ai adus în punguța aia. Da, avem vreo 40 de tipuri. Păi avem o fabrică acum. Logic, dacă nu le faci tu. Păi nu, dar le-am început făcându-le noi. Cam, da. Făceam, prima producție a fost de 16 unități pe zi. Acum facem paleți întregi. Am început artizanal. Și acum rețeta aceeași de la artizan, adică legumele sunt legume, stăiate, nu sunt arome, nu sunt, știi, numai că acum lucrăm și industrial, adică... Bun, știu că sunteți în supermarketuri, asta e clar, da. Adică poate să ducă omul la Mega, să nu ne ascunde. La că... Mega, Kaufland, Carrefour. Bun, le trimiși și acasă cumva sau adică le găsim pe Glovo, pe astea? Deocamdată, da, se găsește și pe platforme, pe Bringo. Adică poate să mi le aduc acasă? Da, Fresh, Fule Mag, da, ți le aduci acasă. Pe București, ce puțin și în țară, cred că Bringo cu... Așa. Bun. Noi nu vindem direct către consumator, suntem B2B, pentru că ne-a fost mai ușor să ne extindem, având o echipă mică, n-am avut personal să stăm să facem picking-ul și ambalatul, mai ales că fiind refrigerate, nu e ca la o pereche de Adidas și ai pus-o la fan și că dacă aia sunt două... Dacă cum a venit primul lucru, băgați-le la frigider, corect? Păi da, ele corect, au legume și fermentează. Și atunci e mai complicat, logistica e complicată și atunci am preferat să ne extindem în felul ăsta. Aceeași întrebare, iartă-mă, te-a luat lumea de nebun? Te-ai apucat de ele? Da, direct. Bă, du-te, bă, de aici cu... Da, cine o să mănânce așa ceva? Chiar discutând posibili investitori, până la urmă am găsit investitori, dar ne spunea, bă, eu nu am încredere în produsele astea, că... Deși afară trendul ăsta e, adică nu se pune... Dacă ei sunt, nu știu, când mergi într-un magazin la Londra sau în Germania, pe ai nu ai un raft, ai așa jumătate de magazin. Și produsele noastre nu sunt pentru, că toată lumea pe ce mamă, ai făcut produse pentru vegani. Stai mă, că vegani sunt 1% pe planeta asta sau în România 0, nu știu, multe zerouri, 1. Da, și 1. Așa, sau pentru oameni care țin post. Produsele astea sunt niște produse bune, sănătoase, așa cum te duci, de exemplu, dacă ești omnivor și ai mâncat un măr, nu ești, mamă, ești vegan, ai mâncat un măr. Da, nu? Sau dar ai pe astea poți să le combine, adică treaba ta să mănânci carne în continuare, dar dimineața, la micul dejun... Da, poți să mănânci sau te saturi, bă, zic că și eu mâncam carne, bă, mănânci dimineața șuncă cu nu știu ce, mănânci la prânz o friptură cu nu știu ce, mănânci seara ceva cu o friptură, dar vrei și tu la un moment dat simți, cel mai bun exemplu e, mi-amintesc de sărbători, iarna, bă, după 3 zile de tobă, da, e ca un inclusiv de la turci, după numai 3 zile, nu mai poți, adică vrei, simți o dată să faci mișcare, să faci niște nevoia să faci mișcare și doi să mănânci niște plante, ca niște fibre, ceva, nu știi, să-mi fii constipat. Dar chiar ție, dar sincer, sincer, când ți-e poftă, o să zici că e alternativă, dar când ți-e poftă aia de mic. A, dacă mai am plăceri carnale. Dar ce faci? Da, nu, n-am întrebat asta. Băi, eu sunt o persoană norocoasă, unu, nu mi-a plăcut laptele, că atunci când eram mic, mi-a dat lapte cu caimac și am zis caimacul și game over. Deci în momentul ăla, așa, ai dar brânzeturile, da. Așa. Dar laptele nu simt. Deci, carne, da, îmi plăcea, dar nu toată. Adică îmi plăcea, evident, astea, zona scăricică, friptură de porc. Și-ți vine acum. Vita nu mi-a plăcut, așa, puiul vine... fier sau nu știu. Nu. Așa, nu, aia nu, Doamne ferește. Așa, dar nu... Îți vine acum de o scăricică, de o... Băi, eu de-aia cred alternativele, că dacă am chef de icre... Avem și icre negre și bă, și chiar ca dragul, alternativă. Ca alternativă. Dacă îmi vine chef de... Dar partea interesantă care? În momentul în care e un regim omnivor, mai ales carnivor predominant,
Practic ai o alegere, ofertă limitată. Ai 4, 5, 6, că nu știu, n-ai sute de tipuri de alimente. Că faci aceeași friptură, aceeași, așa. Da. În momentul în care descoperi plantele, ai, de exemplu, atunci la restaurant asiatic, atunci în Asia și mănânci, nu știi că n-ai mâncat carne. Deci fac ai niște lucruri acolo de paralizezi. Deci eu cred că pur și simplu ești... Site aveți? Adică intru acolo pe feelgood. F-I-L-G-U-D.ro și acolo vedeți unde ne găsiți și tot. Da, deci eu cred că te poți descurca foarte bine cu astfel de produse. Noi nu facem, repet, produse alternative în general sunt percepute ca niște produse inferior nutrițional, așa sunt percepute. Adică, și într-adevăr, multe sunt... au numai ulei. Deci vrei un cașcaval alternativ, vezi acolo ulei de palmier cu ulei de cocos. N-ai rezolvat nimic, adică ok, nu chinui niște animale, dar mănânci un carton, știi, sau da, un plastic. Nu... Dăm ceva care să da. Și deci trebuie să și-mi placă. Sunt percepute că nu au gust, că nu au nutrienți și atunci evident că lumea e reticentă în a face această tranziție, știi, dar noi încercăm și cred reușim să venim și cu gusturi și cu nutrienții, știi? Perfect. Ceea ce e foarte corect. Mișto. Zine și de muzică, am uitat să te întreb. De vreun an și jumătate, nu? Sau de când ați început? Ați reînceput? Măi, reînceperea asta a fost interesantă. Noi, anul trecut, în 2022, aniversam 30 de ani de la... Voi între 2000, atunci când mi-ai zis tu că s-au mai preumblat vorba ta, intra unul pe ușă și altul, și acum nimic. A fost un hiatus, adică au mai fost așa niște... La un moment dat, Alin cu Paul au mai făcut ceva, vreo câteva luni și gata, asta a mai fost. Bun. Dar n-a fost nicio intenție, pentru că Alin e stomatolog. Deci nu vorbesc de Răzvan care e la Fundeni doctor, vorbesc de Alin, este medic stomatolog, are două cabinete, el își vede de așa. Paul e în Canada, Paul Panait e în Canada, e cu toată familia acolo. Lucian a stat în Germania vreo 7 ani și mă rog, anul trecut Lucian s-a întors și am vorbit atunci, băi, uite, Hospice Casa Speranței pe care îi susțin din 2010 împlinește tot 30 de ani, că și tot în 92 a fost invitat și hai să facem o melodie pentru campania lor de fundraising prin SMS. Și păi zis, da, hai să faci. Și ne-am auzit până aprilie, anul trecut, chiar de Paște, mi-am amintesc că era, și prin iunie, nu mai știu când, da, prin iunie am tras melodia, am făcut și clipul și ne-am trezit că, la un moment dat am vorbit la Untold, cu organizatorii, ne-am spus că am scos melodia asta pentru Hospice și că am vrea și cumva să o promovăm în cadrul festivalului. Și cu o zi înainte ne-au confirmat că putem să și cântăm acolo melodia. Ne-au dat chiar 8 minute sau nu știu că azi cântăm și Adio și melodia asta nouă. Paul a aterizat la Cluj, a venit așa Toronto, Varsovia, Cluj și a aterizat cu 2 ore înainte de festival. Frumos, așa, da. Și după aia am zis, băi, dacă tot e Paul acolo, să mai înregistrăm niște melodii. După aia Paul s-a întors în Canada și cam asta e stadiu. Și acum lucrăm la un film, dar nu dau detalii. N-am voie. Așa. Am înțeles. La un film. Dar zine măcar, e despre Gaz pe Foc? Sau nici asta nu e? Nu e, cu băieții din Gaz pe Foc. Am înțeles. Scenariul descris de Lucian. Bun. Lucian care e și bun regizor și scenarist. Mergeți în continuare cu Gaz pe Foc? Ați mai scos și altceva? Păi, nu știu, cum să zic, pentru noi muzica e hobby și, eu exemplu, noi toți cântăm și la instrumente și compunem. Eu exemplu, am tobele acasă, tobele electrice, în fiecare zi fac câte o oră jumate, îmi place. Deci oricând, dacă am avut un concert, de exemplu, septembrie anul trecut, am repetat o săptămână și concertul Brici. Deci oricând ne poți lua și... Dar nu e... Nu trăim din asta și nu e... Să zic, în viața fiecăruia nu e locul unu. Nu mai tânjim după mamă, trebuie să apară la televizor, să... Faza asta. Să ții pe fanii. Plus că publicul nostru de atunci nu mai... Adică de acum nu mai fi același de atunci. A crescut și el. Și noi suntem în fază de experiment, adică am experimentat diverse stiluri muzicale și nu mai știm așa. Program festival la nostalgia, sigur, putem urca pe o scenă oricând, da? Am înțeles. Mm. Ce să-ți dorim? Sănătate s-a dat, asta o ia toată lumea. Zile și fericire. Ce să ne doriți? Abar n-am, nu știu ce să-mi doriți. Ce nebunie ai în cap? Până la urmă... Concret. Vezi că rămâne înregistrată. Bă, nu mai simt nevoia neapărat să fac nebunia. Din, nu simt că nu, nebunia în sensul de... Pentru... Da. Eu, de exemplu, mi-am propus și fac asta de ani de zile, de 10, mai bine 10 ani, în fiecare an de ziua mea mi-alerg vârsta, adică în kilometri. Adică anul ăsta am plinit 47, am alergat 47 de kilometri. Bună asta. Așa. Păi și te duce la 60 de ani, alergi 60 de kilometri? Păi bă, dacă m-am dus la 30 și iată, la 40... Rămâne registrată și ne mai uităm din când în când, știi? Am făcut eveniment pe Facebook, alergarea de 100 de ani. Am zis să fie mare. A, eveniment? Da.
și m-a la Facebook. Și pun acolo să și pui sunt interesat. Da, 2000. Da, da, da. 76. Eu nu fac greși pentru mine, mai curând pentru ceilalți dacă prinde. Și ce mai pentru Facebook. Și dacă Facebook, deci tu la 2076 noi trebuie acolo să scrie. Da, sunt interesat să particip. Da, 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 da. E eveniment. Te-a lăsat Facebook-ul. Da. Mi-am văzut că e cu următoarea eclipsă 2081. Particip. Da. Și sunt interesat de... I-am văzut în călătoriile mele oameni peste 80 și 90 alergând maratoane și făcând nebunii. E un francez aborist la 110 ani, chiar anul trecut, Robert Marchand. Avea și numele de Marchand. Da, da. Știi, îl ajuta omul și... Omul care s-a apucat de sport pe la 60 ceva de ani. Deci acum știu românii zic, mai am timp. Mai am, tată, că 10 ani stau liniștit, da, mai beau, mai gurând. Dacă îi prinde, așa. Și omul în fiecare an, la 100 de ani, mergea pe velodrom și dobora recordul orei la categoria lui de vârstă. Bine, nu era înghesuială, ca să lămurim. Da. Bă, da, și făcea 26-27 de kilometri într-o oră, la 100 și. Am mai văzut pe băieții aia care aleargă 100 de metri. Băieții însemnând... Am ambiții mai mari decât ea de 100 de metri. Deci, băi, da, la 100 de ani. Da, dar, repet, ăsta a pedala o oră pe velodrom și pe velodrom e chiar așa simplu să pedalezi. Deci și... tu de fiecare dată în iunie, da? Da. Pe 30 pe final de iunie? 30 hop, iunie. Pan, te uiți la ceas, vezi cât ai împlinit. Mă pregătesc așa cu o zi înainte să am și eu, mă duc în... Și unde? De obicei în Herăstrău. Anul trecut au fost, nu știu, 8 ture de Herăstrău. Anul ăsta a fost la... M-am nimerit la Olimp. Așa s-a nimerit. Și te duci singur? Pe sau singur, mai găsești? Nu, singur, mă trezesc, mă trezesc la 4 dimineața și până la 9 sau 8 când se trezesc copiii, mi-am făcut-o. Ți-ai câta mulți a trăiască deja? A fost cea mai tare anul ăsta. Deci eram la Olimp și parchez undeva aproape de plajă, un drum așa, care se oprește în faleza aia pe care se merge, aia pietonală, știi? Și era un hotel acolo, nu știu, Cireșica sau... Cireșica e. Așa, așa. Și mă întreabă, eu m-am lăsat în mașină acolo băuturi și am nevoie, știi, ca să nu le car cu mine. Că am avut un circuit de 600 de metri sau 700 de metri. Și mă întreabă pazicul, stați mult? Și zic doar până termin alergarea, știi? Așa. Pentru el alergarea înseamnă o sincer, n-am. Am așa și trece o oră, trece două și la un moment dat, după vreo 5 ore, termin alergarea și zice, domne, eu am crezut că până diseară așa nu vă opriți. Și tu ce făceai? Veneai la mașină? Da, veneam la fiecare 40-50 de minute și beam, mă hidratam, știi, aveam acolo. Și îți vedeai de treaba ta. Și el să mai uita la tine, domnule, ăsta mai... Să uita la mine și... Să uita la băienele, ăsta nu se oprește. Da, dar s-a liniștit că oricum eu am terminat până să vină lumea să... Da. Că probabil făcea și un bac și acolo. Da, 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 și țineai locul. Da, țineam loc. Copiii aleargă și ei? Da, aleargă. Da, da, fac sport. Fiii mei a făcut atletism până anul ăsta. Bă, principiul ăla, copiii trebuie să facă când sunt mici niște sporturi individuale, să învețe să meargă, să alerge, deci atletism și not, se dezvolte, după care sporturi de echipă și cam asta e, să depinde niște aptitudini sociale. Soția bagă? Bagă. Ea s-a apucat când a văzut că am slăbit așa, zice, Dukan, South Beach și alte keto diete. Clar. Hai, pe treabă. Are și ea zeci de maratoane, semi-maratoane, n-a trecut la ultra, dar nici nu insist. Da. Cum sună asta, da. Da. Copiii, da, fac, fiii mei au alergat la, nu făcuse 7 ani, a alergat un semi-maraton. Deci era... Mie omul voia ultramaratoane, că l-auzea pe-n casă ultramaratoane. Da. Se fără spectaculos și știi cum e, ce aude în casă. Protecția copilului. Dacă tu alegi ultramaraton, a doua zi nu ne mai vedem vreo 3 ani. Deci stai liniștit. Da, corect. Dar ca semi-maratoane, a arăgat și la 10 de semi-maratoane și de, a arăgat și 34 de kilometri. Acum are 5 adică ele astea când se organizează astea prin București, pistol cu apă. Direct, da. Nu e neapărat pistol cu apă, dar vine, îi place. Eu cred că ei învață prin mimetism, știi? Și, adică ce văd în casă și normal, dacă noi facem sport, e obișnuința lor. Dacă văd părinții că alergă, știi cum e, se activează creierul ăla. Băi, e pericol, trebuie să alergăm și noi. Știi? Când fug doi pe stradă, te fugi. Da, haide mă că să... Da. Corect. Și... Deci pe muzică, dacă se ivește ceva, dacă se bine. Dacă ceva, bine. Da, feelgood.ro. Da, aia, da. Și de fiecare alergare dată în fiecare zi obligatoriu. Aia în fiecare zi și când ajungem la 30 iunie în fiecare an, tic. Da, tic. Hop, încă un kilometru în plus. Da. Bă, față de ceea ce am făcut anul trecut. Eu și Dumnezeu m-am inspirat cu asta, că noi n-am creat nimic original, de ce mă inspir. Era în antichitate cel mai puternic om, nu știu cum îl chemăm, ceva de, cred că era pe un Rodos, omul sau pe nu știu unde, sau Creta. E cel mai puternic atlet de la începutul olimpiadelor. Era unul care în fiecare zi căra în cârcă un vițel. Îl lua de când se năștea și îl căra până când se termina, până când venea olimpiada. Și în jurul unei cetăți, avea vreo 3 km în jurul cetății.
Și bine, când punea prima oară în cârcă, la nu știu cât avea, probabil 30-40 de kilograme, nu știu cât are înviții la banam la naștere, dar pe măsură ce, că până se făcea taur, adică îl cărau. Da. Și el a rupea tot la lupte, la, știi, și pe aia o lua din nou. Și de acolo zis, dacă în fiecare an pun un kilometru, nu e... Adică cred că și la 70, mai zic că repet, am văzut oameni la 70-80 alerg maratoane, brici oamenii. Și am zis, corect. Deci mă îngrijorează de la 90 încolo, da. Da. Dar nu e presiune, îi merg. Adică nu stai cu ceasul în mână. Da, tu trebuie să ajungi... Am 24 de ore. Le păi, termin. Face. Da, da, așa. Corect. Trebuie să am tricou cu numele meu, să-mi amintesc unde să... Da, ajung. Da, ai bună. Ai bună. Andrei, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Noi de obicei terminăm cu cea mai rosită dintre toate zilele noastre, cea în care n-am râs. Acum trebuie să o sucim un pic, e cea în care n-am făcut mișcare. Așa. Corect? Așa trebuie să terminăm. Da. Nu? Că până acum era cu cea în care n-am râs, dar fiind la sport și fiind cu un ultramaratonist, deci nu te oprești. Nu, nu, nu. Dar te-ai gândit, uite că mi-a venit asta cu, te-ai gândit și pe înălțime? Adică să te duci în colo. Am vreo de înălțime, nu... A, în cosmos? Nu. Nu, în cosmosul nostru. Un maraton pe lună aș alerga. În cosmosul ăsta, adică, al nostru, adică la 8848, te duci pe Everest pe asta, dar ești ca erou de înălțime. Da, ai fost la 5000 și ceva. Băi, Everestul l-am văzut. L-am văzut de la 5500. Bun. Nu mă atrage. Adică ce nu pot să fac, aș putea, de exemplu, recordul de ascensiune pe Everest de viteză l-are Kilian Horne, care e ultramaratonist. Da, da. Omul a făcut în 25 de ore, nu i-a convenit, și a doua zi l-a făcut în 24, că vrea să facă 24 de ore. A alergat din partea chineză, la bază, până sus. Pe stilul ăsta l-aș face, dar n-am abilități de cățărător și cer niște ani. Dar așa, și ar trebui alergare montană și alte, deci pe stilul ăsta l-aș face, dar cu 3 luni stat. Am înțeles. Și cu să chinui pe șerpașii aia, care e frigiderul până sus. Corect. Andrei Sărbuna, bine, mulțumim că ai fost alături de noi. Dragi prieteni, mulțumim și celor de la Orange Sport, așa cum vă spuneam, 4 canale TV dedicate, competiții în exclusivitate, de asemenea un site pe care puteți intra să vedeți și cele mai noi știri, dar și evergreen-uri, așa cum le spunem noi, și de asemenea una bucată platformă ce poate fi descărcată de pe site-urile de specialitate. A fost alături de noi Andrei Roșu. Terminăm cu cea mai irosită dintre toate zilele noastre, este cea în care n-am făcut mișcare. Nu vă uitați la mine, zic așa în general. Toate cele bune, numai bine, la revedere!